Mă, da, melodia n-a spus-o și voi, că și ne a ce dracu, nu. Ba, da, la e, final, da, e varianta nu? aia, mai. o să e, vezi, aia, aia. Tu n-ai văzut, tu n-ai văzut, văzut varianta, varianta finală? Nu, a, a văzut doar a la a văzut a la a Cluj, la că n-avea muzică. Mai erau era da. multe de făcut la... A, mai aia ultima, așa, melodia aia da, cu aia Da, termina. da, da, cu aia cu aia poți să și încerci să și termini. Vă schimbă, vă schimbă, Ilie, filmul acum Ce să zic, mare bucurie să-l avem pe Elie Năstase aici astăzi, sincer vă spun, că îl urmăresc de mult să-l <gătă> prind, e greu de prins. Rockstar s-a născut. Da, a avut. Nu știu, fune nu, fune știu. Fune nu știu, cum a simțit fune. Fune -a el în fune 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 acolo, dar... Da, eu puteam să fiu fiul lui de Fines. <gătă -l> Cred. <gătă -l> Cam de la el multe. tu <gătă> așa <-l> <gă -l> ai fost de Michilie, tot timpul pe Caterinca? Da, pe, da Caterinca. Țin minte că când stăteam la Progresul acolo, că m-am născut pe Progresul, Aveam 4 ani, jumate, 5 ani. Și am furat lui Costic o rachetă, că noi na, ne dăduse un batag, domnul Medeleanu, care era antrenor colonel, ne dădea cu un batag de la așa, a făcut cioplit cu ca om, așa. Și adică am luat lemn, rachetă. doar un lemn, o bucată de, da, bucat de lemn. o de ca o scândură. Da, scândura aia te învăța să o lovești la mijloc, că dacă te dai pe lângă, na, sau la zid, dacă nu o lovești zidul, nu mai venea mingea să dea și a doua oră. Normal. Și într-o zi mă căuta mea tot, unde e copilul, unde e? Normal stăteam pe tribună la progresul sus, când erau mecele cu Fadevis, și din când în când mai și ploua. Și eram dezbrăcat, nu aveam nici nimic pe mine, gol, la 4-5 ani, ce gol pe acolo. Păi avea un short. Nu, avem aveam nimic. Și la un moment dat... Opa! <laughs> la un moment dat, de atunci era, da? <laughs> să fiu gol. Și la un moment dat a început, să intre lumea în stadion. De fapt, terenul numărul 2 era centralul, era o tribună făcută din lemn lângă nuc, da, da, da. care era un nuc acolo. Și a început lumea, era soare, frumos, juca cu, nu știu, cu nu alții, la... nu mai știu cu cine juca, juca vizirul, parcă atunci frații vizirul. Și la un moment dat, mi-a venit să fac pipi, nu? Da. Nu am mai dus eu până jos, i-am dat drumul pe tribună. <laughs> Fiind găurele între scândurile de lemn, să ducea în jos. Și-l aud pe unul și bă, plouă cu soare, e sărbătoare azi. <rătări> nu e adevărată, nu e adevărată treaba, jur, jur că e adevărat. Și vreau să spun de treaba asta, i-a despărut lui într-o zi racheta, la unde-i domne racheta? Nu știu, mama, am pus o aici, jos, era cu mingile, cu tenis ăștia murdare, te pe aici, era... Eu ce făcut? Să-i înfurasem racheta lui Costică, aveam un balon de fotbal și m-am dus pe terenul de fotbal. Și ce crezi că am făcut? Racheta în mână, balonul la picioare, am făcut un tur de stadion, așa de mult îmi plăcea și tenisul, și fotbalul, deci. Da. pasiune. Da, de mic. că a avut rolul lui în povestea a asta, avut? Da. foarte bine uh, se sizează Ion în țiria chiar în film. Da. Că de acolo, da, te tentația. Bine. bine, probabil că n avea cum să sară. Ai fi, fi făcut fotbal sau tenis, că exact, te -ai născut Când în, între două erau, terenuri. Erau și terenuri de baschet, de volei, dar importante erau terenurile de tenis, care erau foarte multe. Țin minte că s-a construit acolo unde este terenul central, două terenuri de fapt, cu un deluleț așa, uh -huh. s-a dărâmat unul s-a făcut stadionul pentru Cupa Davis din 72, finala cu Statele Unite. Mi-aduc perfect aminte, pentru că eu atunci m-am și născut. <laughs> exact, da. Cosmin, Hodor, Tudor, Giurgiu, asta e echipa completă acum, să spun. Ei pentru sunt, că, că vinovați pentru ce... Ei, eu cred că vinovatul no, no, totuși no, ești tu, Ilie, nu ca să nu, scar, dar dar că miros, cum. În felul cum au, cum au pus și cum le s-au dus și pe unde au umblat și cu ce au avut, au uitat... Lâmpile nu știu cum spune Echipa eu. e mult mai mare, adică da, ar fi trebuit să ieși nu, colegii adică, mei, Cristi, Tudor, nu, dar nu, nu mai încăpeam aici. Dar ce e a ieșit? A ieșit ceva frumos. Normal că trebuie să le mulțumesc lor în primul rând și echipei lor. <laughs> Și uh, pandemie, că tot a plecat de fapt după ce în pandemie ne-am întâlnit în anumite contexte și din două, trei vorbe Ilie ne spune, bă uite cum am aici, ce facem, să facem un film cu Tudor, ne întâlnim la uh, tif. aveam cu Horia Tecau acolo o activare, Tudor vine să vă vorbim. Eu începusem să, să scriu, deja mi-a dat Ilie cartea lui Jimmy Connors, okay. trebuie să o citești neapărat, jumătate din carte e despre Ilie. Și Jimmy Connor s-a zis acolo o, o, chestie foarte mișto, zice, la un moment dat Ilie Năstase, zice, era mai popular decât tenisul în sine. Foarte mișto. Mamă, ce tare. Și... Da, și începem... Dar nu m-au plătit pentru asta. <laughs> <laughs> mai rău, m, -au, m -au amendat <laughs> pentru ceea ce fac. Deci, cu cât luai amenzi da. atât erai mai popular. Da. Cu cât erai mai popular, practic. Nu prea da. să și de pentru... acolo am început să discutăm, să punem pe hârtie, Iliene, tot povestea, Am întâlnit cu Tudor și am plecat la drum neștiind ce ne așteaptă, 3 ani, 4 ani. Oh, da. Și cât, cât, cost, cât costă în primul rând. Total naive, așa, crezând că o să facem filmul, dar e prima dată în viață, cel puțin, când ne-am confruntat cu Uh, chestia asta de a aduce imagini de arhivă, ale adevărate pe care vorba, da. dar nici eu nu eram, Original, eu, eram născut da. tot în 72 când a fost anul cel mai tare al lui Ilie și uh, țin minte cu Cosmin am gândit, doamne, o să coste poate am până în 200 vorbația, de mii da. de euro încolo ne aproape triplu da, e un exercițiu fără dar și poate filmul ăsta și o cum să zic, o, o explozie de emoție la care va fi supus fiecare dintre cei care se vor afla în fața ecranului fără dar și poate, n-ai cum. îmi aduc aminte de emoția pe care am trăit-o și la prima vizionare atunci la Cluj, când am văzut împreună, ce mi s-a părut are atunci că Ilie el comenta ceea ce vedea, deși doar el le-a trăit, dar era cumva un film în film în sine, adică aproape că aș fi un și ca și pus o, o cameră pe el și aș mai fi introdus în film. Dar, dar uh... spune tot ceva frumos înainte, ar trebui să facem și luna Adia să găsim pe cineva care să fie generos. Gica, haideți, sunt mulți e... Dumnezeu să liete pe o te pasac, a fost, frumos da, 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 care da. a fost care au fost, Elisabeta Lipă. Deci, de asta românii, nu străini, românii trebuie să facă asta. Sigur că da. Să nu. rămână în primul rând pentru generațiile tinere, știi, care nu-l cunosc pe Ilie și zic, domne, că Ilie, am auzit, da, Gabi, da, Sabo, da, scuze că -au, sunt mulți care da, nu au palpat effort. performanța. Hai să vadă, bă, uite din România, e o inspirație suplimentară pentru ei, da? Bă, uite din România, omul ăsta ce a făcut, unde a ajuns, adică personajul, că a fost de o magnitudine uh, internațională la momentul ăla, nu vorbeai Puh. nici de Balcanic, nici de Europa. Ai văzut cu cine interacționează. I-am spus lui vreau un, un, rând întreg cu copii care joacă tenis astăzi. Uhum, da, și la care primere, de să performanță. Să vadă și ei că din țara lor și ei au o șansă să devină ca mine sau mai bune, mai, mai sigur, bun ca, ca mine. mine sigur, nu? Da. Apropo de copii, m-a impresionat că am primit un mesaj pe Facebook acum câteva zile de la copilul pe care l-a întâlnit întâmplător la, Roland Garros, era cu Nadia și noi am zis, bai să le dăm drumul prin mulțime, zic, e o opri cineva, știi, norocul omului cu camera, zic, poate o să... și mergeam cu ei, sigur mai spuneau unii, unii, ce uite, în mai mult erau. mai mult francezi, dar nu l-o prea nimeni, și, dar noi cu camera, după, la un moment dat am venit și din față și apare un copil, apare în film. Ilie Domnul se Năstase, mă rog, Ilie spune, uite-te și la Nadia, zice, sigur, că și ne-a scris tatălui, e o familie din Mureș, care au plecat în Franța. Pentru ca să-și dea copilul la tenis și acum și se, se nimerise la Roland Garros pentru că el câștigase cu echipa lui de pe lângă nu știu știe. Da, și tatăl lui spunea că e atât de încântat că s-a întâmplat, că se simte extraordinar cu copilul care apare în trailer, apare în film și pentru el este satisfacția extraordinară și ia așa-l a educat să-și respecte cumva valorile din trecut și o chestie extraordinară. He was the rock star of his time. McEnroe, Agassi, and Serena Williams—it was all started by him in the Tell him at least to call me Mr. Son of a Bitch if you call him, him Son of a Bitch. And I was like, man, this guy's unbelievably crazy. That's what people wanted to see. You know, they want to be entertained, they want to laugh. Yeah, Lee was probably the number one entertainer on tennis. This mean two balls no let's call, and that's mean one ball. So you take it whatever you like, take it. Yeah. Oh boy. Că ăsta -are plămâni, are două inimi. Un om I have so much energy I have to spend it. So i always be like that. Are you going to behave better in future then? Do you think I'm bad? He just touches the hearts and minds of people. He just does. să fii numărul unu făcând și prostii și ce ai vrei tu în viața ta, cred că mai frumos nu e. nu poate să fie, nu? Eu zic să o luăm cu începutul, pentru că povestea e foarte lungă, filmul e de văzut tot, eu nu vreau acum să deconspir mare lucru din el, pentru că el e spectaculos în sine și trebuie văzut și eu cred că toată lumea o să ducă să vadă. Ce vreau să spun este că după ce am văzut acest film complet, am avut cu adevărat percepția dimensiunii pe care o are Ilie Năstase în cultura românească cu totul, da, în istoria noastră. Adică, sigur că întotdeauna am avut sentimentul că e foarte mare. Dar după ce am văzut filmul ăsta, mi s-a părut mai mare decât am avut vreodată sentimentul că ar fi. Adică, eu cred că vorbim probabil de primul rockstar cu adevărat rockstar. Deși n-a cântat niciodată rock, dar ceva, ceva aptitudine are pentru că l-am văzut la televiziunea franceză cântând, da. Bine, am, am făcut văzut și, și pe asta. Am făcut în pe arena toate. circului, adică... de toate. <laughs> practic, l-a făcut pe toate. Da, da, nu m-am crezut eu că interesa. am făcut o de plăcere. Ah, că clar, am... fără discuție. Un obieș, nu? Sau cu cărțile care le-am scris, l-am scris cu cineva, că nu scriu, nu. Normal, nu. Am normal, povestit. Normal. Cartea care am făcut-o cu fata asta din Anglia, David, David Beckerman, care da. a scris și cartea lui, cum îi spunea lui Beckham mă tot bătea la cap că ea știe din ziare din Anglia, tăietură, are că eu aveam multe femei, că câte am avut, da. Mă, tot mă întreba așa. Și tu ce o zi, două, trei zile, zi, nu, nu, cred că... nu a... că nu știam ce le scriam eu, nu, eu aveam o treabă în capul meu, asta era. Dacă eram în turnet, niciodată nu mă nicăieri, nici la restaurant, măcar mâncam room service cu Conor, țin minte. Da, da, da. Și tot îmi spun, nu, trebuie să-mi spui, trebuie e important pentru carte. Nu e nicio important pentru carte. Să viața mea, cum am început, nu am jucat, cu cine am jucat. Și a tot insistat. Și eram la mine acasă, acolo, lângă Paris, aveam o casă. Și la un moment dat, hai să puțin o șampanie, zice, da, vin roșu, ai? A, nu pot să zic, roșu. Ea tot insista. La un moment dat, după câteva pahare, mai enervat, zic, fii atentă. Jūs žinot, kad tau, bet aš neskriunu. Ką te? 3000. E, asta am vrut să aud de la tine. Hai, mai Zic, eu glumesc. Nu, nu. Așa bagă. 3000. A băgat 3000. Să se vândă. Bine, da. bine. Zic, fil, eu, în film, în film ne-am limitat la una. Nu, dar da, eu am spus, do, nu este ceva. Și este, este, este de minus. Nu, este o carte care nu trebuie să vândă, să vândă pentru cine sunt eu. Nu cu femei femeie da, și da, dar Ce, normal, cine dai asta? Și i-am zis, fii atentă, eu am găsit ca vreo 100 și ceva de turnee. Cum dracu să mă duc să joc înainte de finală, să mă duc până la varuri cu femei și asta, te fii nebun, nu? Da, normal, nu. Dar vorbind de o lume care uh, cuva a dispărut pentru că s-au schimbat foarte multe din datele problemei de atunci, De la faptul că, nu știu, nu se câștigau atâți bani, voi nu puteați să... Regulamentele. Banii. Da, eu, regulamentele. În primul în rând, rând că eu strict. cred că tu ești unul dintre oamenii care au determinat schimbarea regulamentelor. Și Michael Da, căru. și Michael Bine, pe undeva ceva vă leagă pe voi, pe amândoi. E și Conor. De... Nu știu ce, dar o să-și lumea, de -a lumea de -a. seama. Datorită nu. Și Conor la fel, exact, da. Nu, nu. Premiile numai, că premiile știi cum e, cei dinaintea mea, aici da. regret eu, cei dinaintea mea nu au câștigat cât am câștigat eu. Și ei ar trebui să fie cei mai supărați, că astea, da. ei erau profesioniști, Rosver, Lever, ei au făcut tenisul popular, cum e astăzi, și au câștigat foarte puțin față de mine, și eu foarte puțin față de ceilalți. Deci, să și cei de acum o să câștige foarte puțin față de ea, peste 20 de ani, tot așa. E, asta rămâne Uitați de vă vă la fotbal. Vezi, fotbal. erau milioane înainte. Sute de milioane, de milioane un miliard. Un miliard pentru Mbappé. Da, B M M B da, M da. Eu cred că asta a și dezumanizat, practic, toate relațiile între ei, că de asta nu se mai vezi astăzi. Că eu, cumva, umblând în lumea tenisului de acum și făcând o comparație cu ce se întâmpla pe vremea lui Ilie când spune Billy Jean King, domne, noi eram o echipă, mergeam împreună și atunci când pierdeam eu, eram antrenor pentru el, pierdea Ilie, era antrenor. Nu o să mai vezi astăzi așa ceva, lumea merge cu echipe, nu, acum premii, nu se cunosc între ei, familiile lor nu se cunosc, nu se salută în vestiare, la masă, nu știu numele. Nu știu numele câteodată, nici nu știu cine e. De asta sau, sau, scuze sau au un tunel, vin cu mașina sus, la, vreți Da. Intră prin tunel, intră în vestiar, dezbracă, facem la asta ce face, joacă meciul, se îmbracă într-un training și direct la hotel. Dus a fost. Noi ce făceam după meci? Mergeam la barul de sus. Nu beam alcool, coca-cola, să de vorbă cu spectatorii, nu mai există așa ceva. Da. Mi s-a părut important pentru piața internațională filmul o să aibă și subtitlu ăsta Nasty More Than Just Tennis, dar mai mult decât păi tenis, aia? pentru Asta că de fapt e bine. un film despre anii 70, despre da. lumea de atunci, sportul de atunci, e o altă, altă lume. Așa era o altă este, epoca da. Era astea. Beatles era... Dar ce perioadă mă? Anii 70, au fost în general. În Rol cultural Stone. în lume. Cum să da. nu fii rockstar în. No? Da, <laughs> da, și da, erau da. imaginele cu. Chiar am văzut în documentarul lui Andy Warhol că erau imaginele cu Ilie, idea. cu Andy Warhol, Mick Jagger de la uh, da. Studio 80. Anthony Quinn eu... venea la toate meciurile mele, îi plăcea de mine foarte mult. Păi, e, atunci a fost. Nu, dar juca și el tenis în da. California, dar venea la Wimbledon, domnul. La... Și vedem să 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 vede film. Da, da, da. da. Bine, bărbații veneau în general în tribuna, da. am văzut femeile, nu prea se înghesuiau, că nu erau Ai. așa nebunite. Și atunci era <coughs> multă lume, intra mai multă lume. De exemplu, cum era scaunul albituie în față așa, era tribuna ca și la fotbal, în picioare Aha. stăteau oamenii. Plăteau o liră și stăteau în picioare. Da. La fotbal, la fel. Și când s-a întâmplat la Bruxelles sau unde s-a întâmplat. La Bruxelles, da s-au pus atunci a tribunele. Da, 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 da mi aduc la aminte, da, da, o finală de... Da, să știu, că am, vremea am aflat un lucru pe care nu-l știam aici. și nici Ilie nu ni l-a spus așa cu subiect și predicat. Cred că ne-a ne spus și Connors și Billie Jean King că în America cel puțin, datorită spectacolului pe care îl făcea Ilie pe teren, el în primul rând a făcut tenisul sportul popular care a ajuns ulterior da. și datorită lui și al lui Connors au făcut arenele mai mare. Adică da. oamenii mergeau un weekend la tenis cum mergem noi la mall. ai ce facem? Ne vedem la mall, mergem la tenis. E năstase, ok. Dacă e năsase, mi iau bilet. Adică e, asta e ceva Am ce... făcut toate emisiunile, de exemplu, Johnny Carson care era da. cel mai cunoscut. Uriez. Era Mike Wallace, Sixty Minutes. Da. Ăla, ăla a fost cel mai haios când mi-a făcut un interviu și mi-a zis, știi că am auzit că tu ai de, te tragi din familie de evrei? Zic, da. Nu cred așa, zice ăla. Zic, nu, zic, toată lumea la Paris se ziceau, ziceau, Eli, nu Ilie, Eli. Ok. Că e nume da. Și la un moment dat zice, și zici și cum e, ești sau nu ești? Zic, domne, aș vrea să fiu, dar să-mi promite cineva dacă când îmi face circum, așa, așa? să nu mă doară. Am început la să râdă. ce să-i zic? ce să zic? Să-mi să promită că nu mă doare. Fac fii. imediat, -am Că i-am pătos pentru mine după aia. Ilie, pe, distracție de mic, încerc să-mi păi da, eu, după... eu, eu, răspuneam haios. și par cu progresul atunci, am cu paleta aia din lemn, da, din la, la, perete, mai zbura în fabrica de ciocolată? Da, da, era, deci era terenul de ăsta, zidul aici Ține. și după zid era clădirea, Dar care da. eșa, cred că e și acum, nu mai țin Și da, aveau zebrele, da, zebrele așa, și acolo ne aruncau ciocolată de sus femeile. Îți dădeau ciocolată de atunci? Aruncau jos, știau că sunt copii pe jos, nu? Și ne aruncau. <laughs> da. Ce drăguț. Dar cum de nu te-a tentat fotbalul de lângă? Nu, m-a tentat până la 13-14 ani și la 13-14 ani clubul Steaua s-a mutat din, era pe sus, pe, cum îi spunea, pe 13 septembrie S-a da. da. mutat Strighe, la, a v -a v -a v -a. în spatele guvernului, la depou Ilie Pintilie era acolo, da. o, sunt niște blocuri e acolo. încă depou, nu s-a... Nu, dar erau unde-s acolo erau terenurile de fotbal, erau două terenuri de fotbal, șase de tenis, basket, ce avea asta. Okay. ok, Și la un moment dat era și tătarul doi, Dumnezeu să-l a murit, era cu mine în grupa mea. Uh, ne-a romica că Catana îl chema de la fotbal, era antrenorul, uh, zice, Ilie, am văzut că joci și îți place și tenisul și asta, uite, dar vrei să rămâi la fotbal? Eu mâine îți aduc o ciocolată mică și stai să văd, și ăla Chivaro, care era antrenorul de tenis, dar era lângă mine, ala șmecher, era din Sibiu, a auzit el așa, a doua zi, Chivaro mi-a adus o ciocolată de aia mare. <laughs> Și zic năromii că ce vreau să fac domnule, eu o prefer pe Și așa am trecut de la... Și în, în, cel mai important am primit o rachetă nouă, Slazinger, la 13 ani aveam, 12-13 ani, să ai o rachetă Slazinger la vârsta aia... Eu cred că ăla a fost momentul când da. ai recompensa de pe da. urma ceea ce ai făcut da. tu. Ok, a venit o tentație, o ciocolată mai mică, una mai mare. Nu racheta. Dar eu cred că atunci când ai câștigat racheta și ți-ai dat seama, a. bă, deci asta pot face da. eu, da. cred că atunci s-a da. schimbat da, tot. Da. Dar cât ați jucat cu Slezinger? Sau când ați Nu, atunci. nu, o aveam, nu am jucat cu ce cu aveam. Dunlop. Am jucat cu toate, Danlop am jucat după aia, mai târziu. Am jucat Prin și an cu Și anii bun cu ce ați jucat. A jucat, a jucat cu Danlop. Cu Dunlop, nu? cu Danlop. Și după aceea cu Adidas, -ul? când ați trecut la Cu Adidas sunt 74 sau 75. Uhum. Oricum e impresionant cum își cărau ei alea. Veneau toată lumea cu rachetele și plecau și după aia și când se duceau să-și ia trofeele. Păi ne m-a impresionat asta. Se că, spus, că da, da, aveam, când mergeam în Egipt aveam și conserve în ă, sacoșe. <laughs> cu țiriac, mergeam cu conserve, vor serios. E <laughs> incredibil. era o egipteană și nu aveam noi, nu aveam Mergeam cu conservele. Fru, sunt amintiri care... No. Dar Azi, eu, nu, plânză, le, nu, le, nu le mai poți întâlni niciodată. O să mai există, să meargă copilul la turneu cu conserve. cu conserve după nu, O, o să găsiți zi. pe Google o poză cu Ilie, cu Bianca Jagger, Il, în no. Londra. La Queen's Club e. Da, Ilie Uf. într un trench bărberi, da. frumos, gol cool îmbrăcat și, și cu 4-5 rachete okay. sub braț, toate cu Și era și un Rolls Royce acolo lângă. Da, da, da. Și Ilie plecase, da, Ilie plecase de acolo, deci nu cred că mai întâlnește astăzi da. vremurile alea când da. ței rachetele sub braț, te duci, ești cu cineva, bei o cafea, nu mai mie, există așa mie ceva. mi îmi pare rău că n-am găsit, știi, în toată căutarea asta disperată după imagini de arhivă, n-am găsit imagini din India sau din Egipt sau pe unde au nimerit. Da, da, să nu, joacem că erau picioarele goale sau. văzut în ziar, nu știu ce. Da, 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 unde jucat? Fără în, șose... în, India, șosea. am jucat la, la New Delhi. Uh, am jucat și la uh, Bombay, spunea înainte, Mom, Mumbai, da. Mumbai și acum îi spun, da. Și la un moment dat aveam uh, stăteam cu familii. Ok. Uh, privați, de exemplu, erau familii... Adică -asta. erați în hotel. Nu, erați nu, cazați ni nu, la niște la familii mai bogate. Uh -huh. Erau mai mulți mai mulți erau englezi. Ok. Ca și mergeam și la un moment dat n-am mai găsit la un uh, um, privat să ne primească pe mine țiriac și ne-au băgat la o desta de poliție. O secție, de, poliție, poli 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 care aveau două camere libere da. pe acolo. Eram cu dron, eu dădeam cu dron, țiriac dormea cu Mărmureanu sau cine mai era acolo și la un moment dat jucam cărți, pinacle. Cam pinacle. Nu aveam, jucam un rupi, era niciun dolar. Da. La un moment dat, eu eram mai, cel mai fraier, am pierdut vreo 200 de dolari. Și țirea cum el e haios, așa, Anastase, te rog mâine să-mi faci rost de, să-mi dai banii. El eu, ca să, da, eu ca să scap, zic, bă, fac orice, nu mă scapă mă de datorie. Zice, fii atent. Dacă te dezbraci gol și o iei la fugă pe aici, până asta de poliție, e un deal acolo. Până pe deal trebuie să fugi. Nici n-am apucat să zic că mi-am dat o <laughs> de <deal. laughs> am ajuns să-l întrebați pățirea, că am ajuns în vârful dealului acolo și am început să strig. <laughs> Da, era o chestie de Oh, ce? ce, noi, ce de dar, ardebărat. dacă toți suntem aici cu martori, povestea pune la urmă de, de ziua lui domnul Țiria, când a jucat cu dumnealui a, la Madrid. A, Cum a, fost? Madrid, că noi avem versiunea dumnealui în care spune zi, că, zi, că... lui nu vreau să spună că m-a păcărit <laughs> într-un fel. Adică? Nu, am a zis, zice în, astase, o în aia, împreună, în aia, de aia, de aia lui Sorta, lui Maica, maică dacă vrei tu, mâine, dacă mă bat 6 0 nu mai intri nicăieri, nici în cameră, că te-am luat acolo, la hotel, nu mă te mai văd pe aici. Eu zic, hai mă, că om să fiu și eu corect cu el, nu... era ziua lui. Da, pe 9 mai. A, ah, și am urcat să spun, în loc să mergem la Roma, eu câștigase într de la Roma înainte, cu un an, a zis, Năsase, uh, pot să negociez un contract pentru tine la Roma, niște bani? Zic, da, a negociat el oficierul foarte mult, că probabil cerea și pentru el. <laughs> <laughs> și... Nu cred. De, Nime, nu cred, nu-i mai prieten <laughs> Și n-am la, era doctorul Camelia la președintele federației atunci. Zice, da, uite, am voluit la Madrid și îți dă ceva bani la Madrid să vii să joci. Eu am plecat acolo, am ajuns cu el, nu știu în ce era, semifinală sau nu știu... știu, nu mai știu. Și eram și în semifinală la dublu. Ok. Împreună. Și, împreună. și, la urmă zice, dar mâine te rog eu frumos. El stătea, cum era arbitru acolo, scaunul, eu stăteam aici și el acolo. 1-0, zic, a luat el pe serviciul meu, 2-0 serviciul, iar mai a luat cu break, 3-0. La 5-0 când schimb, mă uit la el, zic, alo! El nimic, stătea cu mustața și cu transpirația stătea așa cu capul în jos, prosopul și racheta între picioare. Alo! Cum ne-a fost vorba? Să nu te bat eu 6-0, Vă că tu mă bați, eu 6-0. Nimic, nu vorbea cu mine. Schimba, vorbesc serios, că-l văd și acum, transpira așa tot și cu mustața. <laughs> uh, alo, alo, m-a bătut 6-0, și intrăm în vestiar. Zici, șeful, cum a fost? Păi, eu ce am spus, idiotule, dar tu nici lui, scuzați-mă engleza, nici lui măta, nici lui tactul, nici lui fratele, tu învățare de minte. Să nu dai la nimeni niciun punct. După ce m-a bătut? Zic, dar nu puteai să-mi spui înainte treaba asta? Eu, păi ce să-i zic omului dacă m-a rugat să nu-l bat și De m-a bătut el Ei, Așa e, domnul Țiriac, A am învățat. Pe domnul Țiriac l-am întrebat și a zis că nu e adevărat, că visați că el nu v-a zis nimic, că v-a bătut pe bune. M-a bătut pe bune. Dar pițele alea, chiar așa, niciodată nu aveai bani Ilie să le plătești, trebuia să le plătească domnul Țiriac tot timpul? Ce? Când era prin turnă el a început să făcea chetă. Că tu și că nu puneai la chetă. Nu, 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 nu. nu. Și da, punea doar la, domnul la Roma, Nu, timpul. punea, 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 punea. Nu, că mergeam, stăteam în, în gaz, eram în gază la un italian care început să joace destul de bine, Francesco D'Alessio și tatălui era foarte bogat. Și ne țineau un gaz de acolo și stăteam într-o... Nu stăteam chiar în Roma, stăteam peste râu, în Trastevere, e orașul uh -huh. vechi, care e foarte, foarte frumos. Da. Și acolo mai coboram jos de la apartament, în casă, era casă, era un hotel de pizzerii de asta și ne așezăm la o masă de asta. Era lungă. Mai venea câte te unul poți să poți. Oi, poze, să șez acolo, n-am îndat, eram mulți. Ne unul, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Porta sfortuna. sfortună, port ghinion. Scoala a lâ și plecat de la masă. Cât ne-au să la sfârșitul. O mie de lire fiecare, Punea pe masă 1000. Mâncam bine și plecam. Era 1000 de lire italiene, da? Da, da, da. da să înțeleg era... că no, da, am va... Nu, erau. Bă, dolari. Care... Nu, erau puține, 1000 de lire. Da, da, era da, dolarul da. 600 de lire. No, no. Da, era da, un da, dolar da, jumate. Da, <laughs> să, să trăia frumos și am învățat din treaba asta. Acum nu știu dacă toată lumea știe, dar tu ești primul atlet cu care Nike a semnat vreodată un contract, așa este. Da, așa e. Incredibil. Noi, te noi, normal, când mine în percepția noastră, tu ești omul Adidas, da? Pentru că foarte mulți ani s-au adunat uh, cu uh, cele trei dungi. La un moment dat și pe rachetă, nu numai pe echipament. Da. Dar puțină lume știe că tu ești cel care a deschis o poveste uriașă și în acest film apare Phil Knight însuși, adică fondatorul lui Nike. Proprietarul. Proprietarul, da, da. Eu am rămas trăznit când am văzut că ei, Am zis mamă, nu credeți la o... Chiar sunt foarte curios cât de dificil a fost pentru că cred că e documentarea în care am văzut cele mai multe nume grele la într-un singur loc. Deci nu nu știu ce să zic, Nadal, Borg, Connors, Nadia, Hagi, Becker, Bill Knight Billie Jean King, Billie Jean King, Mike and Rowe, exact. Cât, cât, cât de greu a fost să ajungeți la oamenii ăștia, Tudor? Păi, Cosmin, cred că știe cel mai bine Acum i-a pentru că le -a, -a, scris, le -a scris, nu? Chris i-a nebunit cu mesaje, cel puțin la Nadal a fost o... La Nadal a fost o, o chestie senzațională, s-a și nimerit cumva. Uh, am apucat înainte cu câteva luni, eu am avut o întâlnire la uh, Academie și mă întâlnisem cu Toni Nadal. Da, uh, închis, spune ca cu să știam. unchiul lui Nadal. Tony Nadal spune că s-a apucat de tenis pentru că l-a văzut pe Ilie. Ilie jucând la turneul de la Barcelona. Și să uite, lucrăm la documentarul lui Ilie Năsaze, am nevoie neapărat de, de dumneavoastră și de Rafa, de așa. Mă pun în legătură cu managerul lor, Carlos Costa, și îmi zice, uh, am indicații de la, de la Tony să facem cumva să apară și uh, Rafa. Deci am o listă de așteptare de un an de zile pentru Rafa, pe wow. care n-am reușit Alte interviuri pe care n-am reușit să onorăm, zice nici măcar uh, uh, interviurile contractate deja. Nu am reușit. Zice, te rog frumos să fi pregătit în momentul în care Rafa are disponibilitate jumătate de oră, vă cheamă și veniți la Academie. Și a fost de vineri până duminică sau de vineri până așa, vă așteaptă uh, Rafa duminică de la 16 la 16:30. Și sigur că Tony s-a mulat în funcție de programul lui Rafa și ne-am dus acolo. Uh, țin minte că uh, Tudor avea întrebările pregătite pentru Toni Nadal și a zis nu trebuie să-mi dați nicio... Vorbesc eu despre Ilie. Și a povestit, Toni a vorbit cursiv, cred că jumătate de oră despre Ilie și Rafa era la curent, era la curent cu multe din uh, uh, turneele da, ah. și din povestirile lui Ilie de la momentul ăla. Dar cumva așa a fost tot filmul, adică uh, țin minte cu Phil Knight, Cosmina a încercat de atâtea ori până când a primit la un moment dat un mesaj, Era, n-am să o era un weekend și a spus uh, veniți joi zic, cum să facem, cum în să America. ne organizăm în America, da, în Los Europa. Angeles. Și am luat bilet duminică noaptea pentru Los Angeles, am făcut rost de echipamente, echipamente pe care după aia am pierdut pe avion, în sensul că n-au mai ajuns la timp, a trebuit să închiriem din Los Angeles, iar în nebunia asta a plecării, n-am să uit, am făcut o gafă monumentală. Știi cum e, că îți faci un bagaj repede, era zbor de dimineață și mi-am luat în picioare, ce crezi, niște... Altceva. Adidas Adică m-am dus la interviu cu Phil Knight exact. Purtând Stan Smith Adidas nu vreau să-i facă din nou Dar în fine, asta e situația Ne-am descurcat Și cumva așa a fost cu toți Adică datorită lui Cosmin Am avut acces la multe din numele stea mari Dar am și făcut multă muncă de investigație Alături de Cristi Pascariu, colegul meu Țin minte că tot spuneam avem nevoie de un arbitru, avem nevoie de un arbitru, Ilie nu mai știa, cine mai știe, cine mai trăia de pe vremea lui și am găsit, l-am găsit pe Cluster Camper, care e un personaj foarte mișto în film. E arbitru finalei cu cântec dintre Ilie a și Artur. Grupele, la... grupele de la Stockholm, de la Masters, a. când au fost amândoi descalificați. Și tot așa, a fost o, doi ani, am încercat să prindem cât mai mulți. Ce s-a întâmplat atunci? Nu, 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 eu eram prieten cu Artur așa, nu aveam probleme. Normal, se și vede asta în <laughs> film. Ne, cunoșteam, chiar îi spuneam negrone și nu se supăra și... Bine, <laughs> spune, da, ziua de astăzi, dacă da, îi face o da, glumă da, de no, Și mie îmi spunea comunist, co, comi. Comi, deci, comi. la ăia din Africa de le spunea racist, racist de la racist și... Nu, nu, ne glumeam, adică... Da, da, era, da, 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 Nu, el era, cum cu o, priet o, prietenă, o prietenă lui, era blondă, una blondă de tot și la micul dejun o vedeam că o ia să te lângă eu o să mai departe. Și după ce s-a întâmplat treaba asta, eu l-am oprit de câteva ori, cum făceam eu. Dădeam mingea în picior, să mingea în colo. Bun. După 3-4 chestii de astea, a zis că el nu mai poate să îndure treaba asta și... și a luat rachetă și a plecat. Eu am rămas pe teren arbitru german, care era arbitru principal, a zis, Ilie, ai făcut cam multe și nu te gândești și tu la el că, uite, te-ai făcut. Zic, da, mă gândesc, uite, eu cedez meciul. Eu recunosc că am pierdut, că am făcut asta. Și așa s-a da. întâmplat. Și a trebuit să mai câștig încă un meci ca să ajung în finală, să-l bat pe Vilas în -a semifinală. semifinală. Și în final am jucat cu, cu Borg. Un, uh, un istoric, deci am fost un, într-un dom cum s-ar spune. Nu puteam să intru în finală fără să joc. Normal, da, era normal. mișto că era, acest istoric, cred că un italian, spunea că a fost singurul meci din istoria tenisului când au fost amândoi descalificați da, de oficial și după aia amândoi re cumva uh, introduce introduși nu, nu s-a al... calificat a că, el el, nu că el, el nu, nu, pentru că nu, că nu avea dar... decât nu avea nicio victorie și aia a fost singura victorie da părul? îți păr. ție? Bluiește. a nu, mereu, puteam așa <laughs> 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 nu ne jucam când ți minte că o dată în vesere a zis cineva că e frică de șoricei am a dat un șoricel în, 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 cazierul unde își spunea lucrurile. Bineînțeles că toate astea care se întâmplau, de multe ori nu eram eu, dar toți ziceau că eu le-am făcut. Că că eu fac. Cine avea reputația. Da, apă. eu eram ăla, dar nu, nu, toate le făceam eu. Când a plesnit fileul, toată lumea s-a gândit că tu ai făcut da, o combinație. Da, pe asta, toată lumea a zis, domnule, asta a aranjat, a pus fileul mai moale acolo, că a dat, știu că a dat pe cap, l s-a rupt. <laughs> Ilie, ha. de curiozitate, îți mai amintești ce valoare avea primul contract la cu Nike? Că sunt curios prin comparație știu, cu milioanele de care se discută astăzi. Că el a și declarat că dacă nu eram, îl ruinam. Pentru că eu avem atunci un manager, Bill Riordan, care okay. organizat toate turneile din Statele Unite. Aha. Și atunci cred că eram la turneul de la uh, uh, Salisbury, Maryland. De uh, și el era de acolo, din Salisbury. Și eu am văzut că a venit cu sacul în spate și cu așa de desfăcea nimeni, a vrut să joace cu tenisul lui. Că toți jucau cu Adidas, cu ce mai era atunci? erau multe companii. Da. da. Și mi-a plăcut și am zis, zice, vrei să joci? da, joc, am luat, i-am probat, mi-a plăcut, zice, uite, o să spun aici în spate, nasti, nu știu ce, că nu aveau decât... El mergea mereu în japonea să-i cumpere. Și eu, ce că am copii, ce să zic, cât vrei, 5.000. A făcut-o la o față, s-a uitat la mine, 5.000. Săracul ăla nu avea bani atunci, nu era, îi plătea din banii lui și drumurile și marfa. Și când au zis, Riordan, a, bă, Ilie, tu ești fraier, cum să-ți dea 5.000? Păi să joci un, un an de zile cu 5.000 de dolari, nu se poate, și i au cerut 15.000. Și spune în carte, da? Și că din cauza lui Iordan, el a fost domn, era <laughs> <laughs> adică să mă ruineze. Adică mi-a luat 15.000. Adică nu am să plătesc atât de mult. Incredibil. Și da. astăzi contractele, pe la ce valoare sunt? Milioane. 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 Poate chiar zeci de milioane, da? Da, da. În da la, de atlet. La Michael da. Jordan nu m-a pe. Da, nu vorbim. și lui vor Un milion. M-aș rezuma milioane. la tenis. Milioane, la... multe milioane, zeci de Cât milioane. Cât a fost al lui Jordan? Două milioane la licitație, uh, basket uh. lui parcă, sau un milion. Acum, știu, curând, da. Nu am văzut. Da. A, tu te referi acum la tenis în sine. Da. Eu zic contractul da. de sponsorizare. Eram curios la ce valoare, știi? Au bonusuri foarte mari. Adică bonusurile de performanță. Banii vin de la contracte, nu de la pre price, money, absolut, de la price money. Sunt și acolo, bă, mulți. Da. Dar vezi că era un farmec pentru că la vremea respectivă nu erau banii ăștia în joc în tenis și voi pentru că mergeați singuri, petreceați foarte mult timp împreună. Era o atmosferă absolut incredibilă, cum voi jucătorii stăteați și petreceați e timp. că nu era o diferență mare între primul, între finalist sau câștigător sau turul 2 sau 3, nu. Nu erau. Mi-aduc aminte că povestea și Virginia Ruzici la un moment dat. Și asta e, a, sar de la una la alta, am cer scuze, dar da, mi-aduc aminte de, din ce am emoțiile pe care le-am trăit la nu. film este minunat faptul că noi putem să vă vedem pe voi în imagini de atunci cei care n-am prins, dacă n-a de unde ce să prind în 72 când de-abia da. băteam la ușă este, cum să zic mi se pare că nu e nimic gratuit la niciunul dintre ei rockstarurile astea erau în ei da, da. adică, bă, arătau da, un fel. În... sincer, acum da. eu știu că Ilie făcea leșinau în jur, că na, nici n-aveau cum altfel, adică o să vadă lumea în imaginile alea. Numit, să, ne ierte că e de față. Dar nenică, n-aveai no. cum să... Cu pletele aveam alea. clubul meu, fan, fan club la Londra. La Londra. Și când mi-au pus asta, statuia de ceră la Madame Tussaud, da. O veneau la, după ce se termina meciul, veneau să la, la ieșire. Da. Și cu, veneau cu autobuzul, erau fete de liceu, de 12, 13 ani, 14 ani. Și a venit într-o zi una cu unul eprobetă, zice, te rog frumos, scuip aici. nu, scuip nu în... trebuie să scuip, că e nebuna. A pus aia, a Ana a venit, mi-a luat, mi-a tăiat din păr. <laughs> nu vorbesc serios. Nu. Noroc Ei, că avea de unde. Nu, e o, o tradiție foarte veche de mult. Deci, fiecare copil de la școală are un carten, un, cart o, de asta, un caiet, uh -huh. care, dacă se duce pe stradă, vede un actor sau cineva cunoscut, imediat sare și le, colec le colecționează. Și când sunt mai mari, se uită la ele. Și ar trebui să existe și în România, treaba asta. Așa este, da? Spune-mi când, când, când ați venit voi prima oară cu Virginia Ruzici, la ce turneu? A fost pe la, la Wimbledon sau unde unde ați venit prima oară? Nu știu, eu aveam 20 de ani când am jucat la Wimbledon destul de târziu, nu știu, Virginia, nu, nu mi-aduc aminte când am jucat uh, la mai mică Eram curios cum, când ați venit prima oară cu ele și le-au văzut, pentru că Băi, dincolo de faptul că erau tenismeni evadori, erau și foarte frumoase, adică... Și se la fel. Da, și da partii, exact, amândouă, da, Deci ele da, au fost, da. la tragerea la sort în 72, de la Cupa Davis, da? ele au tras cine <hânt> joacă cu cine. Se minte așa acum la Casa Centrală a Cei la jucători, când le-au văzut? Nu da. le-au făcut ochii da, așa e, ca și la... Noroc că s-a întâlnit cu Borg. Da. <laughs> Dar am înțeles că voi, tu și domnul Siriac, era cam bodyguards așa pentru ele la început, Nu, no, vedeți, am jucat, a jucat și dublu mix cu ea, mi se pare, la, la Roland Garros. A, Roland Garros. Finalist, parcă. Da. fost finalist, nu? Da. Da. No. Mariana n-a jucat, parcă a jucat cu Borg odată, nu, dublu mix, nu mai țin minte. Deci zici că nu... Nu. N-a nimeni, erau adică copiile. nu erați voi paza acolo. Erau copil, ce se pază? <laughs> noi ne aveam grijă pentru noi. <laughs> Auzi, da, am o curiozitate. Tu totuși te mai întorceai pe aici. Ai primit, când erai sportiv anului, erau da. de-astea mânări, se dădeau trofeu oficial. Nu comentau de plete da, da, comuniștii da, da, pe da. povestea asta, cred că i-am spus-o, am spus-o, spus cred că aveam 22-23 de ani, Toarășul Ceaușescu ne-a decorat pe mine și pe domnul Țireac cu... Nu era steaua România, era unul din munce, munce clasa uh -huh. Și îți dădea dreptul să la un apartament și să nu plătești taxe. Păi, taxe nu plăteam, că ne, ne luau banii direct de la... Dar de, la <gătă> de ce să mai plătești, <gătă> <gătă> da. Și la un moment dat, când ne-a decorat, ne-a spus așa, tu te era militar, eram locotenent major, țiriac era civil, îți aranjezi părul la spate, de tunzi, și când dai mâna cu tovară și trebuie să spui slujesc Republica Socialistă România. Era Republica Socialistă România da. atunci. Și așa am făcut. M-am îmbrăcat militar frumos, mi a fost niște grafe fetele pe acolo, pe la machiaj. Deci n-ai tu în spăru? Nu. Ok. Era la sala palatului. Și era tot Comitetul Executiv. verdeți, cine mai era atunci, nu mai știu pe toți acum. Mulți, erau mulți, toți, da toți. Uh -huh. Domnul Maurer, s-au for, format două grupuri, două cercuri, așa, și venea un uh, băiat de la un, un cu o șampanie și se turna în pahar, ca să dai noroc cu tovarășul. Țirea era în grupul cu Ceaușescu mai încolo, așa, și eu eram aici lângă domnul Maurer, care ne simpatiza foarte mult pe noi și ne-a ajutat foarte mult, trebuie să recunosc. La uh -huh. Am mai dat, a vin băiatul o dată, a mai venit de-a eu nu beam atunci. Și De două păhărele de alea, am prins curaj. După vreo 10 minute, când s discuția așa, fiecare cu română, a spart Ceaușescu cercul și a venit și s-a făcut, un cerc mare. Mare așa, 10 metri, care era distanța între noi. Domnul Maur lângă mine era verdeț, dar toți care, știi, nu știu eu, acum zic că toți așa nu mi că -am aminte, și la un moment dat Ceaușescu pleacă de acolo și vine spre mine. Așa și îmi spune, mai flăcăule, mie îmi place de tine. Și după asta așa, pauză, așa. dar nu-mi place un singur lucru, ce faci. Eu că te am, să tremur. Da. Zice, când joci acolo la Wimbledon sau unde joci tu, eu mă uit la toate meciurile tale și te văd cam, cam în jur. Aaaa, zic, gata, mâine trebuie să plec, nu știu ce turneu aveam, zic, gata, am belit-o pe românesc, nu mai plec, frate, fii atent. Și zice, eu bău, cum eram, că eram tânăr, 23 de ani și cu puțină alcool în cap, că nu beam, am, am, am luat amețele, zic, dar știți, toarșu, că românii, cam toți românii înjură. jură. E, pentru românii, un jur, toată înjură. În Credeam că zice ceva, să mă, mă ia, să pleacă, bă, de aici nimic. Nu mi-a zis nimic, am plecat liniștit. Că dacă îmi spunea ceva, următoarea plecare, nu mai mă întorceam. <laughs> <laughs> E adevărat că tu ai uh, 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 ai sfătuit-o pe Nadia să plece uh, da. din țară? Da, era domnul general, cum îl chema? Da, da, da. Dragnea. St... Da. Drag. Și Nadia câștiga să o trimiteau până la Tokyo, pe la cu demonstrații, îi dădea și ei un râsuleț, o păpușă și în același timp după ea a venit Olga Corbut. Uhum. Rușii și șmecheri o trimiteau contracte până America, cu alea, semna contracte înainte să ducă, nu, lua bani mulți. Da. Și i-am zis, voi femeie, uite, eu stau mai mult și până America, îți aranjez o să demonstrații cum fac eu, te iau și pe tine cu mine, nu e problema. Zice, da, dar mi-e frică că nu știu ce, că nu mă lasă, uite. Și venise la mine acasă cu generalul și cu un securist de la care, uh care au obișnuit atunci. Și la un moment dat, în fața lui generalului, am exact ce v-am spus vouă. Nu cum fac, o duc acolo, îi dau bani, îi dați doi ursuleți și asta nu, nu se face. Fata asta trebuie să aveți și -a niște bani. Și știți ce, domnul general, o, a, o ajuns să fugă. Ah! Nenorocitule, mai o nenorocit să n -au, n-am auzit. <gură> <gură> îți dai seama, la securist a doua zi s-a dus și a Direct la da, da, da. Așa e. Și Nadia recunoaște acum. Avea 14 ani. Au trecut, are 60, au trecut ceva E foarte frumoasă secvența aia în care vă oprește puștiu. Da. La stadion te oprește da. pe tine, te recunoaște și tu. Vestit, uh... Aici ți arată, uh, spune foarte frumos domnul Țiriac, că Năstase nu are plămâni, are două inimi în loc de plămâni. Și într-adevăr așa este. De fapt, în spatele acestui personaj rebel, cum îl percepem noi din pe, toată istoria lui pe Elie Năstase, de fapt el este un om extrem de sentimental și empatic. Și generos. și generos se vede în această secvență când puștiul recunoaște pe el și cere să facă o poză cu el primul lucru pe care îl spune Ilie Năstase este da. tu n-ai observat cu cine mai sunt aici Da da. mi se pare un lucru ex... și băiețelul știe, zice, și zice sigur, da, da, comăneci. comăneci da, da, că, da exact da, 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 și da. la Paris, nu în România da, la Paris, da, da, da dar e admirabil cum un moment care put, era lui cum ar veni, da, deci a venit puștiu și zice domnul Năstase, poți să fac o poză și el imediat da. cumva dăruiește toată emoția mai departe. Mi se pare un mare lucru și îmi place că se vede lucrul ăsta în film, adică la sfârșit tu realizezi de fapt că toată lumea vorbește de bunătatea asta și de generozitatea lui Ilie Năstase și este evident că nu e, că s-a trezit fiecare să vorbească. Erai genul care dădeai de la tine și ce navei practic. ți mi minte că aveam, când jucam cu, am jucat și cu Lacoste. Prima dată, în 66 la Cupa de Vis și era domnul Lacoste în tribună, toți cei trei mușchetari, Lacoste, Brunion, coșe și Borotra. Uh -huh. Și au venit în vestiar toți trei după meci, mai ales că mâncase în bătaie de la uh, Darmon. M-a rău de tot Darmon, 6-1, a luat 3-4 ghenuri, a jucat ca nebunul, lobul scurt, lob liftat. Și a venit domnul Lacoste și m-a văzut, aveam un pantalon Schlesinger, o cămașă Fred Perry, tenis din altă, așa, da. zice, uh, nu vorbeam eu, dar era un băiat care traducea, zice, domnul Lacoste, vrea să te roage dacă vrei să joci cu echipamentul dânsului, că îi place foarte mult cum joci și dacă n-ai antrenor, spune dânsul un antrenor. <gri> eu am rămas blocat și zic, cum să nu? A doua zi, m-am trezit cu niște cutii de, așa, echipament, 15 cămăși, 12 șorturi, ce mai erau pe acolo, tenis. Și după ce s-a terminat, au bătut 3-2 sau nu știu, 3-2 a fost, a venit iarăși și a zis că vrea să mă... Să mă m să întrebat ce faci săptămâna viitoare, era Roland Garros. Da. Și mă duc în România, că eu n-am un clasament. Zice, o să vorbesc eu cu organizatorii să-ți dea un wildcard card. Era uh, domnul Ostertag, era că țin, Ostertag, țin toate, le vinte. Normal. Ce vorbesc? Da, așa s-a întâmplat. N-am mai plecat la București, am lăsat acolo, mi-a dat și, mi plătit și hotel, mi-a dat toți. Am trecut trei tururi. La, la prima la, participare. Prima parte, trei tururi la simplu. M-am văzut Draizdel în, în, în turul 4 și am, uh, am făcut finală cu țirea la dublu. Uh -huh. am făcut și cu Grebner. Da. Și de atunci, în fiecare an, când veneam la Roland Garros, eu l-am adus pe Conos prima oară la Roland Garros în 73. Avea 18 ani. Și l-a văzut jucând și, de fapt, Connors juca cu racheta lui. La costa aia, titut 2000 aia, din metal, care juca și Billy Jean erau singuri că în perioada a jucau cu rachete de metal. Doar ei, că doi aveți de lemn. Billie Jean King și cu Connors. El avea 18 ani, nu mă nimeni în seamă. Și l-am adus, a făcut finala, l-a văzut ăsta, cum jucam la dublu, am pierdut în 5 seturi, în 73. Și a doua zi trebuia să joc finala de de simplu. Și la 2-2 la seturi, cunosc copil, 18 ani, spune Ilie, tu o să joci final la mâine și să nu fie obosit, hai să ne oprim. I-am zis, băi, tâmpitule, pe am jucat deja patru seturi. <laughs> mai avem un set. Ce <laughs> Dar e copil, se gândea să... El... Norocul meu, ca a doua zi, a și a treia zi, și a trei zile la rând de a plouat. A fost singura dată când Roland Garros a jucat marți, finala. Ok, și ai putut să te odihnești. Da. Cât de dese erau meciurile în perioada aia? Păi nu, că eu, la mine erau dese că jucam și simplu și dublu și dublu mix. Fapt, deci, -am, eu am învățat de la australien să nu mă mai antrenez așa în fiecare zi, jucam și la simplu, toate. Jucam în, în, ca, ca și la meci, adică era cu arbitri, cu intensitate, da. spectatori. Da. Da. Țin minte că la un moment dat am jucat la Nisa și la un moment dat m-am pus la ora 11 să joc cu unul un sunstrom îl chema, parcă era suedez, la 11. Când am intrat acolo, era răveu ăsta, arbitru, era nou. Când am intrat, mă uit în tribună, doi spectatori într-un col, trei în partea la altă. 11 dimineața. 11 da. dimineața, la Nisa. Mă uit, dau două mingi gol, mă duc, mi-au la Unde? Ce faci? Te De descalific? Unde pleci? Zic, fii atent. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată. Eu la antrenament am 500 de inși. Când o să fie, s-a dus la m-a reclamat și a, a zis, a, a, proprietarul turneului a zis, zice, nu, îl punem 500 de seară la 5, și e nebun, cum să-l descalificați? Adevărul că, că tenisul a vândut uriaș pe spatele lui Ilie Da, dar noi nu eram plătiți pentru treaba asta. Cred făcea că a fost... Tocmai că noi am, eu am plătit amenzi în treaba asta, ce făceam în cauza asta. Cred că a fost o trecere așa de la sportul elitist, de country da. cluburi unde se duceau da. tot dintr-o dată a apărut un show. Da. A venit Ilie, după Ilie imediat McEnroe, Jimmy Connors, că au fost la pachet și ei trei practic au redefinit da, tenis. De, da, da, da. Dar am o poveste frumoasă la Houston, jucam și la un moment dat, jucam cu Brian Gottfried, era un jucător bun la dublu, dar și la simplu, Noi era, cred că a făcut și finala la Roland Garros. Și la un moment dat acolo la Houston era un club uh, așa mai deștept, mai bogat, să toți ăștia care aveau petrolul, atunci nu știu ce, și în față era o doamnă cu o pălărie enormă așa și de fiecare dată când greșeam mă aplauda. O dată, de două ori, de trei ori. Mă duc și zic, doamnă, știți ce o să faceți când câștig un punct? Aia nimic, adică nu, nu aplauda pentru mine. Și tot așa, tot așa, zic, vă rog frumos, nu mai aplaudați, că nu e frumos să aplaudați greșelile unui jucător. Da. Aia tot continua, tot continua. Și m-am enervat. Și când trec pe lângă ea, zic, doamnă, vedeți pălăria asta, vă iau din cap, mă duc la toaletă și fac în ea și după aia vă dau. S-a sculat aia, s-a dus la președintele clubului și m-a părât. <laughs> și nu m-a mai invitat -o la niciodată la turneu. păi dați ce? le aveam, da. avea le aveam, adică era da, tu simțeai finala. că lumea iubește genul ăsta, nu? Păi adică... Eu aveam sim... contactul cu ei. La mine s-a dacă era contact, dacă nu, mă duceam ca nebunul să... Normal! Era cea de intra mingea în tribună sau nu știu ce, arbitru, greșea. Aveam asta, nu? Mi-a plăcut ce spunea Richard Evans, care e un mare jurnalist, a fost și el prezent la anul trecut la Cluj, spunea despre Ilii, a scris o carte despre despre el și spunea că lumea zice că a făcut clownerie pe teren, ce stai un pic, e o chestie importantă, ca să-ți iasă, trebuie să ai timing, trebuie să ai uh, să le dai, cum spunem, nu și energie, la energie, că la moment, moment fi, să simți moment momentul. nu e energie, așa ușor. că eu, eu trebuie trebuia să fiu atent să joc să-l și pe ăla de pe, că de alta, să fac și ce făceam cu alții. Multe din, și din concentrație și din tot. Incredibil. Le făceam pe amândouă. Tu făceai și, și tenis și spectacol în același timp. Da, dar eu îl făceam pentru mine și dacă a plăcut și la spectator, cu atât mai bine. Și, nu, <laughs> dar nu, e adevărat. Eu, nu. Și Așa asta, că ne-au da. am câștigat pentru România. Da, e adevărat, dar de pentru mine. Pentru, pentru cine a jucat? Da. Pentru mine. Da. Corect. Dacă am jucat, a fost bine și pentru România. Foarte bine, foarte da, bine. da, da. Dar arbitri? arbitrii te iubeau, Ilie? Aveam mulți. Păi, aveam care... gănaia, am văzut și Era unul de unul, uh, Frank Hammond, unul mai solid, ăla care m-a dat afară de meciul cu... Mechero. Cu, cu Mechero, da. la, era uh, prieten cu el uh, în viață. A, na, stii, te rog, folos, nu mai face așa ceva, că <laughs> o să mă obli de afară și eu nu vreau să dau afară. <laughs> 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 Nu-mi place să dau afară, făcea. E, <laughs> atunci se putea, deci acum nu sunt mai sunt regulile clare și astea și regulamentele. Ce și -ai voie mulți, să mulți, mulți ar, Sunt mulți care ar putea face ca mine. Sau... Dar la Wimbledon cum a fost? Cu, când i-a căzut hârtia a, cu, cu hârtia de sus? I-am spus, păi eu -am, am povestit da, când, da, că acolo e vânt și ia o hârtie de Caterinul aia. Pe tot... terenul central, meciul cu Borg. Cu Borg în final. Da, da, da. da. Mă Bate bătea, vântul, domnule. Mă bătea, mă bătea, avea un set și 3-0, nu mai ți minte. tot flutura aia și unde a căzut rău? Hârtia la, la picioarele mele. Arbitrul e un uteran, Jeremy Shields îl chema eram și cu el prieten, dar nu când era pe scanul, că mă certa mereu. Și la un moment dat zice, strigă de la micul nostru, pick up that paper. să ia hârtia. Zic, poftim. Mă spui, Năstase? Nu, mergând spre scaun, zic, alo, de acum încolo, mister Năstase, poate vrei să spui. Și a început așa. Love 15, mister Năstase. Love 30, mister Năstase la așa. Deci de game, cartierdei? Da. Game este în ăsta, Zic, băi, lasă, o dracu, nu mai ajunge. Nu mai, mai făcut mistă de prea multe ori. Unde ajunge? Să nu exagerăm. Zis, să nu exagerăm, că după aia <laughs> Și tot la Oimbul, asta a fost cea mai tare. Și tot, cred că era tot cu finala cu Borg. Acolo unde este tribuna regală, exact, Royal Box, în primul rând sunt ăsta președintele clubului Duke of Kent, care este verișorul reginei, și toți ăsta, cunoscuți. Actori, mai sunt și actori. Și la un moment dat, pierzându-mă mai nervat, în spate, vorbea unul tare. Da. Mai vorbesc când trei acolo. Da. Fără să mă uit cine e, strig o dată tare. Shut up! Taci din gură! <laughs> și când mă întorc era... Duke of Kent, președintele <gători> A, un început să transpir. Zic, băi, cum, cum, dracu scap eu de aici? Nu mă mai cheamă nicio. Și toată lumea a, a rămas blocată și a că nu s mai jucat. Și s-a la Și la un moment dat arunc racheta jos, mă las în genunchi, Please, shut up, sir. Ăla s-a sculat, am început să aplaud. Și zic că am scăpat mâine la aeroport, la Heathrow, trec liniștit. Că nu m-am sunat nici ambasadorul, zic că e bine. și mereu când mă duc, am fost și cu Aurica, când mă duc ce domnul, ține minte că mi-a spus să tac din gură că vorbeam tare. și aduce aminte mereu. e, sunt lucruri care le-am făcut și sunt adevărate mai de la una la alta a fost un film scump că mă uit to doar la tot ce înseamnă din arhivă <laughs> și mă că gândesc că, că nu e, nu e ușor să obții drepturile <laughs> pentru toate lucrurile astea Nu e ușor pentru că aveam și eu să aflu ulterior uh drepturile pentru imaginile astea ale marilor turnee nici măcar nu le negociază și nu le dețin ei au le-au subcontractat către niște agenții de marketing de intermediari, intermediari. Și la niște fotografii exact care da. interesul lor este nu e așa să, să facă mai mulți bani. cât mai mulți bani de la noi ăștia care avem nevoie <laughs> și cum să spun este o întreagă este o întreagă nebunie în a negocia evident trebuie să iei drepturi pentru în perpetuitate, pentru toate mediile, și pentru streaming, și pentru Melodie. cinema. Noi Melodie. nu ne știam exact cum se. În, în detaliu și, spre exemplu, toată arhiva de la US Open, noi am cerut-o, am negociat o sumă colosală, pentru că era mai ales meciul cu Mac, cu Poman, și cu cine și a negociat așa. a zis, domnule, bun, asta e suma, și după aia ne-am trezit uitându-ne pe contract că nu aveam licență pentru cinema. Aveam pentru streaming, pentru TV Zic, domnule, știți, ne-o să facem și lansarea în cinema A, ok, 6.000 de dolari în plus Zic, ok, bine, domnule. La Londra cât era un minut? de lire Pentru Wimbledon și aveam nevoie Că sunt multe imagini cu ei, nu poți să faci un film Fără să iei Dar cele mai importante imagini, mai ales din Grand slam Și cred că erau vreo 11 minute Zice Tudor la un dat Deci am socotit, noi cam nu știam la ce să ne raportăm Ziceam, am socotit cu Băieții, cam 11 minute avem nevoie de la nu începem să dăm telefoane, să vorbim, să nu știu ce. Uh, la prima strigare a fost 25.000 de lire pe uh, minut. Uh, noi, ne -am, Eu m-am dus pe firul scurt, Mamă. Federația Internațională de Tenis, care de deține Grand slam le uite cine e Ilie, uite ce facem, rugămintea da. lui Ilie și așa mai departe. Ei se spală pe mâini, domne, ne pare rău, vă dăm contactul agenției, dar tocmai ca să nu fie puși ei într-o situație proastă da. față de jucători, să zică nu, domne, eu nu ți-am dat, uite, e altcineva care se ocupă. Și tu vorbești cu unii X care încearcă să exploateze. Și am plecat de la 25.000 de lire. Sigur că dintr-o dată nici nou nu ne-au mai trebuit 11 minute la 25.000 de, de lire. Am, am. am ajuns și noi pe la 7 minute, dar moroles uh, mororles uh, au fost parcă 16-17.000 minutul la... Aia wow, da. la... La de la Federația Internațională ar fi da. trebuit să vă dea gratis, pentru că noi... Eu promovez tenisul. Ce promovezi? Da. Ei trebuie să promoveze, dat, nu? Trăim într-o vreme în care toată lumea vrea de să facă bani Absolut, și da, da. astea. Ei, mă gândesc că măcar astea de la Televiziunea Română au fost... Mai, mai ieftin. Au fost mai ieftin. Au fost mai ieftin. Da, zis că suntem români mai și ne-au ne făcut mai ieftin. 10.000. <laughs> 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 da, dar într-adevăr, orice ei... Da, sper că nu i invitat la... Nu Rămâne prieteni cu toții. Nu rămâne prieteni, dar... Dar după 17 ani. Da, eu, nu, eu cred că e foarte dificil să faci un documentar, pentru că tu ai cele mai bune intenții, dar când ajungi la costuri, te dărâmăi. M-am gândit aici, zic, mă, că aici cred că toată lumea a pus da. umărul toți sponsorii, pentru că da. un, un film de genul ăsta nu poți să-l faci. Am avut mare noroc, crede-mă cu oamenii ăștia care au fost lângă noi, familia țiriacă în primul rând, familia țirica, familia uh, Pavel, uh, familia Muntean, deci oameni cărora noi le-am prezentat un pitch verbal un simplu telefon, da. oameni buni, uite ce vrem să facem ei de la început au spus suntem all-in cu voi nu trimis prezentări, întâlnește-te cu niște departamente de marketing cum pățesc acum la da, turneu, da. trăiesc într-o lume deci m-am reîntors după 8 ani să vând turneul ăsta nu mai au nicio legătură oamenii de marketing de astăzi cu oamenii de acum 8, 10, 12 la ani la ce turneu te referi Cosme? la turneu Siriac Open care se face în aprilie, fac o paranteză deci norocul nostru că am reușit să dăm de oamenii ăștia care știu ce înseamnă o valoare pentru România, să o aprecieze și să spună la telefon, din start, start all-in, lângă voi. Da? asta e suma, dacă aveți nevoie, mai dublăm, mai dublăm, mai dublăm, pentru că toate costurile astea pe care noi le-am avut au fost transparente. Filmul ăsta n-a fost un film comercial din care Sigur, cineva să exploateze. Sigur. Trebuie lăsat pentru România să se știe cine a fost Ilie, Așa ce e. a putut să facă, să inspire copiii ăștia care joacă tenis astăzi și nu văd luminița, de la capătul tuneului, nu știu pentru ce joacă uite oameni buni pentru ce jucați uh, francezii l-au pălat, au Roland Garros au turneu, știu pentru ce da, joacă tenis e. copiii la 10, 12, 14 ani așa la noi este. te duci să joci pe niște terenuri obosite prin țară, nu știi pentru ce practici tenisul ăsta, nici ca părinte care scoți bani din buzunar săptămână de săptămână, nici ca un copil și atunci îl vezi pe Ilie, uite de unde a plecat și a ajuns numărul 1 mondial, cel mai bun din lume deci trebuia cumva să transmitem mesajul ăsta și atunci am avut oamenii ăștia lângă noi fără de care nu puteam să facem, pentru că, așa cum zicea Tudor, n-am avut nicio idee despre costurile astea și unde vom ajunge. Și pe măsură ce vizualizăm imaginile de arhivă, ne dădeam seama că sunt tot mai multe că vrem, tot mai mult că vrem și aia, că vrem și nunta lui Ilie de la, pă, din, de la Paris, Bână care așa, și că e sunt vreo cinci, așa te <laughs> dai, dacă dai una, trebuie să le dai pe toate. Înțelegi? Și așa au apărut costuri suplimentare, suplimentare. Iar oamenii ăștia, Olin, nu mai spun de domnul Țiriac, trei zile de filmare, zi la Paris, zi în București, zi acolo, fundația Țiriac alături de noi. Deci am avut cumva, tot contextul a fost favorabil și sperăm că nu Așa vom am dezamăgi și produsul ăsta. Uh... Apropo de ce spui tu de copii, acum fetele sunt într-o poziție ușor privilegiată pentru că o pe Simona Halep, drept exemplu, da, și s-au tot uitat și sunt convins că e un driver foarte important, că tu ai imaginea reală a ceea ce ai putea să faci, da, măcar unde teoretic. E... Bine, nu toată lumea bănuiește sacrificiile pe care le-a făcut Simona ca să ajungă la nivelul la care a ajuns. Părinții părinții primul ei rând. da, și ea în primul rând că până da. la urmă, oricât ar face oamenii din jurul tău, tot de la tine pleacă toată da, povestea da. asta. Dar la băieți într-adevăr, driverul pe undeva... N-ai o proiecție -ai și o nu știi unde da. ajungi și te întrebi când trebuie să faci sacrificiile cele mai mari și ca uh, părinte și ca copil la 14, 15, 16 ani dacă merită să le faci. Exact. Da? exact. Unde? la ce te raportezi? Tu aveai, uh, o, când te-ai apucat de tenis, aveai driverul ăsta, aveai proiecția asta, vedeai pe cineva și știi. Da, nu aveam la cine să mă uit. Nu era asta televiziune, zic. nu erau meciuri la care să te uiți. Eu la cine și mă Ce mă te uita... da în luptă? La cine mă uitam la meciurile de Cupa Davis. Da? După aia când am făcut 5-6 ani, m-a băgat băiat de mingi. Ok. Și e adevărat de... că ai fost băiat de mingi la Ion da? Țiriac și așa v-ați Da, 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 la 13 ani, la Cluj. Campionatele naționale, da, campionate naționale de, erau de copii și de seniori și într-o dimineață domnul Schmidt, care era antrenorul principal la copii acolo și tabăra, că făceam tabără în fiecare an, uh -huh. erau gălăgie, erau într-un restaurant, uh -huh. cum îi spunea acolo în mijloc, la Cluj, acum am făcut un bar acolo, uh -huh. Lactobar îi spunea. Ok. Uh -huh. <laughs> Lactobar. Păi, nu, așa îi spune Da, zice bun nume Da, da, așa e. Eu la am aici și la căminul de studenți, gratis, că n, -n da, aveam da, da, așa da. condiții. probabil. A zis, uh, a strigat, dar copiii mâncau în călăgie cu furculițe, cu farfurii, a strigat, cine vrea să rămână mâine la finala vizirul cu domnul Țiriac, să ridicem în sus. Noi eram lângă masă la el, la masa lui, eu cu Balog, un băiat de la Târgu Mureș, și încă unul, nu știu, de la Cluj era. Ne am ridicat primii mâna. Zice, mâine e gata, voi să rămâneți trei aici, să termină tabăra, rămâneți să dați mingile, copii de mingi. Ce tare! Domnul Țirea nici acum nu recunoaște că eu am fost băiat de mingi. <laughs> nu zice, Bă, o fi fost, nu dar nu-și fi... aduce aminte. Nu-și aduce aminte, nu. Și aduce aminte no, nu și nu. nu și aduce aminte pe cine am bătut în finala la Rangaros, așa că nu e cred, că, <laughs> cred că filmul ăsta merită văzut numai pentru a-l asculta pe Becker, care vorbește despre ei doi, adică da. chimia și toată relația dintre ei doi, așa de-a lungul anilor, este ceva fascinant da. să-i vezi, de-aia am și ținut să-i împreună. Tu te referi acum la relația dintre Ilie și domnul Evident. Ileași? Da, 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 da. Chiar cum a debutat relația voastră? Cum, cum v-ați deci, ce El a jucat de ăsta, zici că el el nu a jucat jucat cu Costica prima dată. Da, fratele, tău, Cu fratele tău, meu mai mare. și o jucam cu Marmuren. Îți minte că am jucat la naționale la Brasov și ne-au bătut. Okay. Eram copil, aveam 16-17, nu mai știu. Da. Și în, când aveam 18 ani, s-a organizat un turneu la Sofia. Uh -huh. Și Țirec, am plecat eu cu țirea, eram cel mai bun la juniori și la seniori. Uh -huh. Și m-a întrebat, am întâlnit, ne-am întâlnit că mâncam la, la, la cum spune, la restaurantul sportivilor acolo pe Magheru, nu mai știu cum se spunea. Zice, Anastase, tu ai pantofi? Nu zic, nu, eu am niște tenis. Plecăm mâine la Sofia, Mai ai și tu niște pantofi? Zic, nu. am cravata ai? Ai costum? N-am. M-am dus, mi-a făcut el, mi-a dat de la el un costum, mi-a dat pantofi. Deci de atunci și era da, Și mi-a zis, mi-a mi arătat cum să fac în mod, modul la cravată, ți <coughs> am învățat să-l fac. De la el am învățat. Și am ajuns acolo și jucam cu unul care era cel mai bun bulgar. Și la, era 5-1 pentru mine și la un moment dat Țireac s-a uitat și la arbitru zice 5-1 pentru bulgar. Zice, cum nu e 5-1 pentru ăla? Eu câștigam 5 ori la 1, și s-a supărat Țiriac și am plecat de acolo, n-am mai stat, <laughs> da, Spuneți-le cum juca domnul Țiriac cu fratele dumneavoastră, cum își făceau ah. semnele la... Este, o să spun și mai. la dublu. O să, da, o jucau să spun asta dublu. și la... Ei au Dar jucat prima dată, au jucat, Costica a jucat și cu vizirii, cu frații vizirul în Egipt, a fost în 62. Dar cu Țiriac a jucat în Germania la... Hanovra jucau meciul. Și țirea că îi spune lui fratele Capră, că noi acolo la progres aveam capre, așa. aveam o văcuță, aveam... Unde? Por... Casa unde stăteți? Aici, în progresul, la uh, Da, da, da. da. Aveam... Și Ilie, informația e corectă. Tatăl tău lucra la, Banca Națională, la Banca Națională, dar, la și era în mașina cu care i s-au dat da, Și a fost secolului, da? 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 da. Bine, și acolo am suferit, nu mai vreau să vă răsc, că nu mai vreau să merg. Și Și că avea și porumbei voiajori, îi trimitea. Aveam... Uh o livadă de prun, mai că mea, tai că mă țuică, adică eram ca la țară, da, da. era în mijlocul Chiar Bucureștiului. în 6 hectare în da. mijlocul Bucureștiului. Și deasupra, la, în fund acolo, era Spitalul Pandurii. Da. Că mai că mea acum. n am mai ajuns acolo și am născut cu moașe. am născut cu moașe. Și... De ce vorbeam? <laughs> că Cum îi spăceau cu, semnele la, la semne la dubla, asta e foarte bără. Da, e foarte Și ăla îi zicea capră, vezi că se face așa, ăla îi zicea oaie, Lui care că era când apărut creț. creț. Și la un moment dat, când joci la spate, faci așa, da? stai sau un dege că te duci. Da. Și tot așa și la un moment dat, era un, match, un punct important, ți că îi face așa. da, asta. Ce aia, mă, tip, oaie înseamnă asta? Da, asta ți cu el așa, mă, că zice, Costică, mă duc sau poate nu mă duc? <laughs> Ia-o cum vrei. <laughs> Dar cum le da, da, da. da. O să spun, spun da. la film, o să o spun da, ca să da, 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 da. spus asta. Da. Deci era da. o imagine când apărea pe, pe strada amândoi. Da. Tu cu Deci la meciul ăla de Cupa Davis, da, acolo a okay. început relația mea cu el la Dublu. După aia am început să jucăm peste tot și la Wimbledon peste tot. Și unde ați, ați, unde ați jucat când a trecut mingea aia pe lângă părul meu? Nu, la Roland Garros, semifinal, am jucat după ce am făcut finala în 66. În 67 am jucat cu Lever și cu. Laver, cred că era Emerson. Și era un vânt, că și acolo, pe central, la Rangos, ca și la Umbilă, e foarte mult da, vânt. vânt. Și aveam minge de meci. A dat la prima minge afară Lever, că era stângaci, și a doua dată așa cu rama, cu nu știu ce, eu aveam părul lung atunci. M-a atins pe păr. Arbitrul a văzut, a zis, game set, năstase, țireac. Eu, ca copil prost, 21 de ani, nu e doamne, că m-a atins. Am ridicat mâna, m-a atins. Ne-au bătut ăia de acolo. M-am dus în vestia, n-am mai fost. M-am dus, am zis, m-a dum, haine, hainele, am fugit, n-am mai stat, că dormeam cu el de în parc. -am, am dormit pe, în parc, pe undeva. Mi-era frică de el să nu mă bată. O povestește <laughs> și el asta. Adevărul că, Ilie, tu nu ești, ești vorba aia, ai o, o statură. Nu, dar. Da, da, domnul Siriac, siriac era, siriac nu, era... Vedeam imaginile de atunci. Și nu, că nu dădea, când aveam bani în de asta, un pahar, îl prea cu dinții și îl mânca așa, ca să... Dur, era dur, era da, dur de da, atunci, da. da. Dar și ea, dar dincolo de duritatea asta, scuză mă dar era o apariție, voi când ieșeați pe stradă. da, el așa a avut-o de la de, hockey. Azi, Am văzut să l văd la meciurile de hockey și îi făceam ce reacții, ce zic, dar puc unde e? Nu mă interesează pucul în asta, să intru unul, îl fac, ăla fără, fără să. A, nu poate să ia pucul, nu? Dacă intru în el și îl dărâm, pe dărâm da, 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 da. da. E, o imagine. Hai că, o că, cu toți am, povestit că am, am povestit ceva dar nu e doi nu. ani. Nu, 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 nu. Voiam, voiam să spun că ați arătat dintotdeauna foarte bine cu toții, deci erau apariții, chiar vreau să atrag atenția asupra acestui... Mai ales că atunci amănânc. se jucau, totul era în alb, cam peste tot. Uh -huh. Echipamentul te da, referi? era echipamentul alb. Dar, în rest, și pe stradă, gecile de piere la a, domnul Țiliac... Cool, și noi zicem de, de Ili Ili Ilie Năstase, că era... Le șinau femeile pe în jur, dar m-am uitat Mergeai și la domnul la... la Londra sau la Paris, te uitai și ai și tu ce purtau ceilalți tineri, știi? Vrei să copiezi. Eleganță maximă sau Erau cămășile cu la mare până aici, pantalonii evazați. Să purtați ce era atunci, acum să al altceva, nu? Sigur că da, da, da. În fine, și una peste alta cu toate astea, se, se, desprinde așa o idee la final că pentru Ilie întotdeauna tenisul ăsta a fost doar o joacă. Da. Am, am povesti, nu știu dacă ți-am povestit-o, am jucat cu Conor șase ani. Da. Dublu. Și pe la sfârșit, după am luat noi și wimbledon -no. <coughs> La un moment dat, el s-a antrenat pentru simplu, că el, de fapt, n-a jucat dublu decât pentru mine. Ok. Eu l-am forțat să joace. Okay. Că am zis, voi te duc la Paris, așa. Eu am făcut și primul contract cu, cum îi spune, cu Tachini, uh -huh. în 74. El a venit, la, a făcut finala la... și am ajuns la, în Italia. Și Tachini, eu jucam cu Tachini. Și i-am dat o cămașă de-a mea. Avea culoare aici, verde și roșu. Uh -huh. Și el juca și juca meciul ăla pe la Las Vegas, numai cu cămașa. Și la un moment dat, asta zice, băi, Ilie am, am căutat pe managerul lui, dar nu are manager, că nu răspunde la telefon. Zic, nu, eu sunt un manager, vin încă. Și a venit, nu Tachini, a venit Sergio Palmieri, care era directorul turneului, da. dar s-a ocupat da. de, de, Tachini. Și băi, uite, Sergio vrea să joace Jimmy cu asta și zice, știm că tu ești prieten cu el, întreabă ce, ce vrea. Eu aveam, eram numărul 173, aveam 3000 de, de, la Tachin, că am jucat și un an cu takin. Uh -huh. Aveam 3000 de dolari. Eu așa, doar am zis, că vrea 25 Băi, cam mult. Băi, vrea -l -l, îl vreți sau nu îl vreți? Da, mă, bă, de mâine îi aduc banii. A adus banii în lire. s A venit la cu un sac. <laughs> American obișnuit cu McDonald's și cu dale lui și cu astea și cu cash și cu dolari, când a văzut ce, ce sunt a Zic, păi trebuie să semnezi. Nu, semnezi de bani în, în, în dolari. S-au dus, au schimbat dolari, au dus dolari, au schimbat. Mama, mama, mama. În 74, câștigă Wimbledonul, câștigă US Open, nu știu Australia. Ce noroc ăștia, cu 25.000. Da. 25.000 de dolari, ori 500 de lire, de un au da, rezultat. Da, da, da. Dar vorbeam de țirea ceva, că nu mai țin minte ce am zis. Că nu, am zis de... de... Nu, nu porneam de la faptul că erai... Că tu jucai și asta spunea Noah, în Fiind spre exemplu că alții munceau dar Da, lie... că tu te jucai nu? De aici a fost ideea că Pentru că nu făcea plăcere a fost De asta joacă. am și jucat trei, Că nu puteai trei meciuri Ții minte că am jucat uh, în 72 Am jucat parcă trei Nu 72, nu, sunt ce an 3 finale Și de la ora 2 până seara la 9 Am jucat Și la un moment dat Eram în semifinală cu Rozica. Casals am jucat cu unii numai țin și la arbitru a zis, Domne, e târziu, ora 8 jumate, faceți finala imediat. Cine era în finala? Metreveli cu Morozova. Au intrat aia și când intri pe teren, da. era ora 6, 6 jumate, 7, când intri pe teren, te duci până la linia de serviciu, te întorci și te pleci. Saluți asta. Familia, nu, familia regină, regină. Cum îi spuneți, Tribuna regală. Da. Și nu fi acolo. Da. Era ora 6, la asta la ora 6 iau ceaiul. Da. Nu păi era nimeni în tribuna. Gol. Zero. Aia stau în spate cu ceaiul, cu alea, cu, cu, cu prăjiturile, mâncau pe acolo. Aia erau buni. Eu mă întorc te produc și fac, eu îi spun lumea trevări, le -au și zic, nu e nimeni. Fraiere, te-ai făcut degeaba așa. Și tu și aia. <laughs> N-am mai luat un ghem, i-am luat 6061. <laughs> că toată lumea a început să râde când a văzut că eu, eu la am și nu era nimeni. Eu, eu, a salutat tribuna Le aveam pe asta dracu, era. Așa că, na. <h -ps> și știi cum e? Vorbim de momente de astea vesele și de tot ce înseamnă show-off și așa mai departe și în spatele acestui show-off, de fapt, este o performanță incredibilă, pe care cred că puțină lume o cunoaște. Mă bucur foarte tare că voi scrieți la sfârșitul filmului despre performanța asta sportivă pe care a atins-o Iliana Stase, care este de domeniu absolut incredibil. În primul rând, puțin lume știe că el a fost numărul unu mondial, dar a fost și primul care a deschis alea cumva. Da. Deci primul om care a semnat cu Nike, primul numărul unu din istoria ATP-ului. Da, 83 da, de titluri câștigate. Da, eu am devenit bun pentru că au intrat în 67, au intrat să joace cu noi profesioniștii. Care mm -hmm. nu erau uh, lăsați până atunci. Aveau grupul lor de 12 inși, făceau turneile separat. În momentul în care am intrat și am început să joc când cu, a cu, era cu aia, Open, ne-a crescut și mie valoarea ca jucător și tenisul și. Pe jucând jucând cu ce mai Băi, da. da Normal. Asta trebuie să menționez pentru că e Așa ceva este, important. Da? 58 de titluri înregistrate în ATP, da? Din da. cele 83 câștigate. Două Slamuri la single, mm -hmm. da? US Open și. Roland Garros să iarbă. Pe așa iarbă, să juca, da, da, și asta se juca pe vremea respectivă, da. da, da, da. Noi, la vremea respectivă, aveam terenuri de iarbă ilie, în nu. România. Nu aveam, nu nici avem. Nici nici nu știu, da. m-am gândit că poate pe vremuri să-l de tot, nu. Nu. Da, avem și acum. Nu, iarbă da, artificială. Avut... Nu, nu existau. Existau în Australia, India, <laughs> Noua Zeelandă, Pasă, pe acolo, ce, ce mai erau în Anglia, cam atât. Și nu are legătură cu suprafața cu care erai tu obișnuit. Nu, no, e o nu, nebunie totală tot, Pentru toți, la fel. Și, bine, că ei jucau uh, uh, pentru ei, mai mult, de exemplu, pentru un englez înțelea mai mult decât Roland Garros sau pentru un francez înțelea mai mult Roland Garros decât de Wimbledon. Că, și tot așa. Dificult, da. Da. Trei uh, turnee de Grand Slam câștigate la dublu. <sus> Da? 5. Da? Cinci. Cinci în total, cinci da? două la două mix. La a, și cinci la 2 da. la mix. 7 da. în total. Incredibil, da. Și cred că e al doilea din istoria Cupei Davis după da, Pietrangeli. După Pietrangeli, cu cele mai multe meciuri, meciuri jucate, jucate și câștigate. Davis, și câștigate. Wow. Da. A, 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 asta trebuie să menționez pentru că a fost uh, o perioadă uh, în care eu și Cuțirea că ne-am sacrificat foarte mult. Deci noi când era meciul de Cupa Davis nu o săptămână când s-a jucat, două. Luăm o săptămână înainte de antrenament și meciul din săptămâna respectivă. Dacă câștigai Cupa Davis un an înainte, da. nu jucai până la finală. Erai calificat, și ceilalți da. care trebuia să ajungă jucau trebuia 8 să meciuri. meciuri. Ca să ajungi în finală, da, să de asta îi spunea Challenge Cup. Da. Challenge. Da. Și jucam prin India, prin Brazilia, pe unde n-am jucat. Și venea obosit că nu mai, la, nu mai e. Și noi jucam și la simplu. Adică turneile, și la dublu, adică și, și la simplu. Wow. Și turnee plus turneile. Da. Deci într-un an am jucat 33 de turnee, plus meciurile de Cupa Davis. Deci. Și acum au obligația să joace 16. Mi se pare că... În... 33 de turnee plus 8, da? Da. din 55 de săptămâni. Deci... Eu aveam impresia că acum să e consumul nu, nu, mult nu, mai nu, e, mare. Acum nu, nu dacă vrei să acoperi. joci 16 săptămâni. E intensitatea că... mai mare la meci, într-adevăr. Dar tu ai dreptate. E intensitatea, dar joacă. Aia la dublu, joacă numai la dublu. Da, da, așa. Aia la simplu, joacă numai la simplu. Da. Și sunt unii care joacă numai la dublu, dublu mix Dublu mix. Da. Da. Și la revedere. Da. Mi se pare că acum s-a dus în altă parte consumul energetic, în zona asta de. vorbesc serios, în zona da. de marketing. Iar Mie da, mi se pare da, că aici. Da, da. De-aia nici nu. Eu nu cred că o să mai vedem performanțe de lungă durată cum, cum, cum s-au văzut până acum în tenis. Adică mental, dominație de tipul fdr și așa mai departe. La câte lucruri ai de făcut acum, tocmai din cauza marketingului și că ți se dictează o grămadă de extra lucruri în afara terenului, nu mai poți să te concentrezi timp de 10 ani de zile. Tenis. Mental, n-ai cum da, să stai da, la sigur nivelul ăla. Da. Și probabil că stai 2 ani, iarăși mai caz, iar adică, Plus o, că acum nimeni nu o să mai facă grand slam. Ce înseamnă grand Slam? să le tot, Tot în același an. Domnul Eivor a făcut de două ori Grand Slam. De wow. E o performanță, nu? Să le croiți toate să patru doi. în același an. an wow. Da. wow! Are două, nu unul. Da. Da. Mi se pare tare de tot. Adică eu ce vreau să spun, nu vreau să fiu prăpăstios, dar noi să fim mulțumiți că am avut toți anii ăștia cu Simona Halep pentru că noi nu o să ne mai întâlnim cu o astfel Oameni de istorie să vedem... Știi ce am de... zis eu la primarul de Constanța? că m-am mutat acum patru ani, domn primar, sunteți norocos ăla să te în stânga, în dreapta. Da, de ce domnul nostru asta? Deci sunteți singurul primar din lume, cred, da? care aveți în la dumneavoastră aici, în doi num asta, num doi numărul unu, fost numărul unu. Unul la fete și unul la băieți. Așa e. Și, și mă așteptam să zic că... Da, și te cău. Și mă așteptam să zic că... Da. facem și noi cetățeni de onoare Constanței. Mă așteptam, chiar mă așteptam. Omul n-a avut treaba. Nu, trebuia să ne așteptăm să facă un teren, deci a trecut perioada Simona, a trecut perioada uh, Horia Da. și noi în continuare organizăm turneul ăsta Siria Copen, așa la uh, clubul Năstase Marica, care e un club cu 10 terenuri, dar nu e un club care să găzduiască un turneu ATP, unde exact. improvizăm tot oameni buni. Centru de presă, gym, teren central, facilități arbitri, totul este improvizat. Parkingul nu mai facem, deci dacă a trecut perioada Simona, când toată lumea vorbea, facem drege, nu s-a întâmplat nimic, nici nu o să se mai întâmple de acum. Da, nu mai departe de faptul că pentru film voiam la un moment dat să-l filmăm pe Ilie într-o arenă, nu da. aveam nevoie de niște cadre, le știam și arată foarte bine în film. Și am întrebat pe Cosmin unde putem filma. Știam că la Progresul nu se poate filma. Arena e închisă și sigur unde mergem? Nu și am -o, realizat... Cu... Am -o un în fine, personaj. nu se poate folosi. Și mă zic, păi, stai un pic, în toată țara nu există o, o arenă ca să nu. poată ceva mai spectaculos. Și ne-am dus la Brașov, da, la un club vechi, Dinamo Brașov. Dinamo Brașov. Arena arată ca pe vremuri, sigur, nu au bani să o renoveze, dar, în fine, cumva ajută filmul, că dă Cred o stare. Arată arena o de, -o, de România. Asta 1970. Da, da. Bun, filmul e gata. Dovada cea mai bună, l-am văzut cap coadă, deci chiar e gata, nu-i mai are nu, -i, nu -i mai lipsește nimic. Da, Suntem da. ok, da? Suntem ok, e da el o să aibă premiera. scurt. Premia... scurt. <laughs> Dar am avut <laughs> sentimentul Andy ăsta, elie, da. Am avut sentimentul ăsta la sfârșit, da. mi a, mi -a părut că s-a terminat. Și de-aia am stat să vă pun la ultimul col și încă nu m-am mai ridicat, încă vreo 10 minute după aia. Am stat așa în canapea și era ecranul negru și poate mai apare ceva, știi? Dar era da, clar că da, da, da. se termina adică, da. Are premiera curând. E un sentiment plăcut. Premiera va avea loc pe. 16 aprilie. 16 aprilie. E legat de turneu, Cosmin? Da, ne-am gândit mult la asta, ne-am gândit mult. Uh... Tu își dorea sala Palatului da? și e normal, având da. uh, cumva... Dacă tot l-au premiat și pe Ilie acolo, i-au da, dat exact. meritul... Da, nu, în spate, pe mine, la, da, da, spate, la Palatul da, Regal. Da, 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 da Nu, dar da, având amvergura lui Ilie și noi aveam turneu și am zis dacă tot am stat până acum, hai să stăm, să prindem perioada turneului, că vreau să aducem toți jucătorii. Avem uh, oameni ATP-ul aici, Boris Becker. Aduci uh, arbitri. Uh, uh, arbitrii. <laughs> Prietenii lui Ilie. Pavrinca, Monfis, to toată okay. lumea asta bună a tenisului, care va fi prezentă la turneu, îi aducem să vadă filmul. O să fie cam eveniment, zic eu. Păi, da. Dar va intra, evident, în toată țara, în toate multiplexurile, cinematografele. E important, cred, să-l vadă cât mai multă lume. Și eu cred este. Noi, tinerii, sper. Și cei tineri, mai ales, care nu știu. Nu, mai vârstă să mă știu, mulți, că mai am vârstă. vârst să. e foarte plăcut să revezi și să ai dimensiunea reală a cum să zic, e, e un sentiment de mândrie adică noi începem abia de la filme de genul ăsta începem să cred că să conștientizăm mai bine puterea pe care am putea să o avem știi, când punem cap la cap de-aia mă și gândeam că ar merita să vedem acum după documentarul, după filmul cu Ilie Năstase să vedem un film cu Nadia Comăneci, să vedem un film cu Gică Hagi, să vedem un film cu Ivan Pațaichin, să vedem un film cu Ion Țiriac, aș da oricât să adică avem filme. de muncă 20 de ani <laughs> nu vi se pare? Ba da, cum clar. să nu? Cum să, Trebuie Trebuie să oameni cu multe. Pună... Da. După aia, despre echipele de fotbal. Așa, acum. Dar noi, pe vremuri, trăiam niște emoții, am ajuns în niște. ce zic, na... Da. mai avem o Cupa da. Campionilor. Cum se chema? Am avut vremuri. o intenție cu uh, filmul de, despre generația de aur, dar între timp l-a făcut altcineva și ne-am ne Am, ne -am o problemă. Un Foarte bine, bine că să fac eu, în da. început. E bine, dar față de Nadia și ceilalți care da, au câștigat. Da. Bă... Scuze, Îți spun că oriunde o te duci 6%. în lume, astea sunt numele vehiculate. 100%. Clar. Hai că vă zic cu asta, cu am Susul, lui Cosmic, Cosmic. cu Buș a venit Buș la București. Așa. Bineînțeles că pe noi nu ne-a invitat statul român sau cine trebuia să ne invite, ne-a invitat ambasada americe. Pe mine, pe Nadia și pe Agi. Uh -huh. Și ploua atunci. Era cu curcubeul la ți cu curcubeul. Da, da, mi-aduc aminte că a zis după aia Maria și în asta... că vrea și el la fel. Nu, au urcat, urcat unul lângă altul. Iliescu era în dreapta. Da. Și ușa în stânga. Urca niște trepte și mergea pe podiumul ăla la, la micro, universitate. La microfon. Ăsta, și când m-a văzut pe mine, am început să fac așa. Normal că a rămas pe loc. Ăsta, nostru, a luat-o înainte, s-a dus. A ajuns la microfon. <laughs> și ăsta, așa zice, Ilie, o știa și pe Nadia, Ilie, uh, voi ce faceți după? Că vreau să vă invit la o cafea. Veniți în spate, că sunt cu ăștia, cu lunetiștii mei acolo și a, da. vreau să vă invit la o cafea să mai discutăm. Bun, da, să venim, dacă ne invitați, venim. Na. Da. Da. Ne-am dus acolo, era noi eu să ocupa atunci. Da. I-am dat și Bogdan. cu el și mi-a semnat omul la casa da. albă, mi-a da, trimis. Da. Și zice, stați și voi pe aici, așa, eram prea mai, mulți, eram haide, cinci eram. La un moment dat, zice, dar domnul cine e? Zic, hagi, fotbalist. El zice, nu prea, mă, nu, nu prea știu, amintiți-mi ceva. Zic, 94, America, Ah, mi-aduc aminte. Că ne-ați bătut cu 1-0. Știi, bă, știi, ăștia știu tot, mă, fii atent. M-am vorbit de ăla, de Conor, de Țiriac, de ăla, nu știu, la un moment dat, zice, uite în stânga, da, zice, Ilie, e vreun ziarist pe aici? Zic, domnul președinte, nu văd. Zic, zic, de ce? E adevărat că noi suntem proști la fotbal? <laughs> să mor eu, da. bă, pe cuvântul meu de dacă vă mint, e adevărat că suntem proști. Eu ce să-i spun? Nu, sunt delicat. După azi, din discuții, zic, Domnul președinte, eu știți când sunteți născut. Sunteți născut în iunie, pe 16 iunie 1940. Bă, dar tu știi? Zic, mai am citit și eu, că nu Noi mai citim. Da. da, face, eu știu că nu ești tu născut. El zice mie. Tu ești născut pe 19 iulie 1946. Da, domnul președinte, dar de unde? A, să că am urmărit, nu știu ce. Eu, ca să-l fac puțin să simtă bine, zic în engleză, zic, domnul președinte, you are wiser one week than me. Adică ești mai înțelept. Mai înțelept cu o săptămână. Dar... Știi ce mi-a zis? Not necessary, Ilie. Îmi <laughs> <laughs> răspundea vreun român președinte așa ceva? Da, niciodată, <laughs> da, da, nu se făcea genul neapărat. ăsta de glume. Da, 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 nu da, neapărat, da. trebuie să fie cu președintele da. Americii, nu. Da. Întotdeauna ai avut replici din astea la tine, Ilie? Că mi-aduc aminte de, nu știu dacă... Bine, ai... că am avut și unele urâte. Ei, bine, da, 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 să <gri> Trebuia să fie și de la urâte, nu? No? Da, 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 da. E, mai scapă omul mușchi din era anana, scapă, ce se scapă. Face. Eu... da, Scapă, scapă, da, pe românește, cum am zis. Lui, e, e legenda aia sau e adevărată cu aia la toaletă când a zis, bă, dar voi nu da, vă... Pe... Da, 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 asta era Stan Smith. Eram la US Open și juca nebunul ăsta de becker, era în formă atunci. Uh -huh. Juca cu un ceh, uh, se numește Mesir, Miroslav Mesir, era în acela. Juca cu două mâini. În... Stăteam în tribună cu Țireac și acolo pot să bei și bere. Beam o bere, beam... -o. Unde să mergem. Trebuie să mergem la toaletă. Normal. Era 2 la 0 pentru Becker. Zice Țireac, nu mai stai, mă, lasă, mai ținem puțin, mai ține? hai să da. vedem. Într-adevăr, prost, zice, prostul ăsta nu mă ducă, să, poate să, și piardă. Îl ia asta, 6-1, 6-0, mesir. Dă-l dorea cu deneam, hai să mergem. Ok. Am plecat uh, acolo, trebuia să mergem destul de mult pe jos și în uh, desere la, la la etajul întâi, trebuia să râși niște scări și intrai în stânga, erau toaletele și în dreapta erau vestiarele. Am intrat direct acolo, noi direct, dai jos fermoarul și dai în colțul unde eram noi acolo, mai în colț așa în stânga, era Stan Smith. Se facea și el acolo, era încet, că ăsta e să așa mai. Noi repede, ne grăbeam să nu facem pe pantalon și dai drumul, dai drumul. Și la un moment dat, noi să plecăm, Siriac era mai eh, primul, așa, și era mai aici. la care Smith îl întreabă pe engleză, Terry, don't you wash your hands after you do go to the bathroom? Adică nu speli mâine după ce te duci la toaletă? toaletă? Da. Să trage Siriac. Băi, Stian, auzi, mă, noi în România nu ne pișăm pe mâini, mă. <lăín> să <ogasps> mor. <S little f Artist> Am că, eu am căzut pe jos. N-am mai putut Aș să fi mă... Aș și eu, dar <laughs> Dar ce le spun imediat? eu, spui, eu am venit să mă... Bă, la <laughs> <Nu. laughs> eu mă... Mă fi așteptat de la Nu! Ce... într-adevăr am am mâncat de... bătaie, Becker, <laughs> Ce prezență de, de spirit, mă, da, băie. are, are, are. Fecirea, dacă nu le are... Ai de capul meu. Bun, ce să mai zic? Abia aștept să revăd filmul în cinematografe. Da. Și să S să sper că o să vedem și alte astfel de filme. Ar fi minunat. Be da, ar fi minunat. Știu că eforturile sunt mari. Loading Nadia. Da, da, da. da, da, da. Știu că eforturile o sunt o mari. Dai O să o întreb. Mă va plăcut! <laughs> <laughs> Îl mai dăm o dată! <laughs> da, 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 da. <laughs> Dar eu cred că dacă o să lăudic Nadia dacă e pe drum, acum știi cum e. Domnul țiria, că a pus umorul aici, o să mai pune și la următorul simt eu. Da, mă, dar trebuie să ai și, cum spun, material. Păi, pentru și un E material. Ai înțeles? Da, da, da. No, material ce. Nu, no, că adică ea nu avea. Nu zic că cu arbitru sau. Da, în sensul ăsta, da, în da. Ăsta. Nu e adică atât de spectaculos, e adevărat. A el, e au bine, a da o pe bârnă și atât ce să-i. Ce de să, e, să facă? Asta e star, e unul singur. Aici. Eu cred că ar fi spectaculos și un film despre nu, cum Nu, o să să facă aici un film ar... de performanță, e de 10 și cum a da, putut da, să, da, să facă și da. inspirația care a luat o pentru fetele tinere. Asta, da. Da. Eu o altă latură acum, Ana cum să zic, Nadia e altceva, e serioasă, Nadia e foarte, și așa e foarte bine, că da, nu da, facea da, gimnastică da, da, da. și... Da, asta, sportiv, din punct de vedere sportiv și tu ai fost no, extrem de serios. Acum e, cu mine, ea e, plânge că când e cu mine, mergem la masă, asta, glume, asta nu mă lângă mine, asta. să <laughs> inspire. Crezi eu. eu, Mersi frumos Știi că spus, cum mă frate Ilie, mă sună mereu, frate Ilie, ce faci, nu mai mai dai mesaje de mult. <laughs> zic, sunt ocupat cu a mea, zic, mă cer cu a mea. <laughs> Oricum, în continuare, o poveste, e, e un, e un magnet, Ilie. Dacă îl întâlnești, nu ai cum să nu, nu te simți atras, adică 5 minute, 7 minute, 2 ore, cât, cât ai ocazia, atât aprofiți. E natural și nu se ascunde nu, bă, Dar mai, mai văd comentarii, adică nu mă deranjează, că eu știu cum e la, la sport, sunt unii pentru tine și unii contra ta. Da. Dar la noi, când sunt comentarii despre mine sau despre film, vorbesc cu unii urât. Uh -huh. Nu mă deranjează deloc, că nu sunt toți românii așa. Uh -huh. O majoritate care sunt și aia Care vin și te uit la fotbal sau la tenis Sunt și de aia, da? Uh -huh. Sunt mulțumit că Majoritatea sunt oameni care mă apreciază Asta e cel mai important pentru mine Și nu numai în România, peste tot Important e ce rămâne în urmă Sentimentul pe care l-am avut după ce s-a încheiat filmul Printre altele este cât de mici suntem noi, știi, văzând toată anvergura asta. N-ai avut da, sentimentul da, ăsta, că să cât a putut să facă un om și cât de departe a ajuns. Și că stai lângă el și că da, vorbești da, cu el. Da. Da. Deci, pentru, pen, pentru zis că mine... mai vrea, mai vrea, mai nu mai e, s-a terminat. Ilie. Asta o să întreb și eu la asta. Mai vreți o dată, mai bune modată. <laughs> da, 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 da. Ce să mai... Dar vreau ca tinerii, cel mai mult ei să se uite. Cum nu aveam o șansă să mă uit la televizor să-l văd pe lei, vreau sau pe ăla, Uh -huh. Eu am, am, am învățat, m-am uitat la voleul lui Emerson, de exemplu, îmi plăcea foarte mult lui Emerson, uh -huh. dar nu l-am apucat la televizor, într o poză de, era o revistă se numea Tennis de France, făceau o kinogramă, unul la rever, unul la, și kinogramea îmi o pe oglindă și încercam să fac și eu de la voleul din față uh -huh. de aici. Deci asta era singurul, la care mă uitam și vedeam, singurul dacă aveam pe... televizor, meciurile care se dau acum, Copiii care joacă tenis sau fotbal, uite așa trebuie să Lipiți de televizor. ca și copilul când e tânăr, copiază. Da, așa așa e. Copiază după așa unul să care vede pasiune, la televizor. Așa se naște pasiunea. Așa Sii, se declară. E clar. Da, clar. Nu mi rămâne decât să-ți mulțumesc și numele mulțumesc meu și a celor ei. care ne-au urmărit. Și vouă, bineînțeles, nici nu se pune problema. Și să-ți mulțumim, uite, toți împreună pentru că ai onorat cu prezența ta. Mulțumesc ora asta și ceva de când am petrecut împreună și te-am te urmărit, am păi, fiat, e vorba aia, știu poveștile, nu e... scapi, alo, nu scapi, trebuie să ne dai filmul. <laughs> păi da. Că eu până mâine uite am zis așa, că Eu sunt ca domnul Siria. Mă întreabă pe mine mereu, ăsta dar noi pe cine am băut tot? lasă că spune tot așa. E bine, i-am bătut pe ea, în final, dar i-am bătut.